întrebare, că într-adevăr este un subiect important. Dat fiind faptul că există multe neclarități și multe dubii, am zis să ne vedem, să discutăm, ca să înlăturăm aceste neclarități și aceste semne de întrebare referitoare la ce se construiește acolo. Bineînțeles, dumneavoastră, mai ales comercianții din piață, sunteți interesați de viitorul dumneavoastră acolo în piață. Noi astăzi suntem cu un proiect în desfășurare de vreo 2 ani de zile. Din păcate, chiar dacă nu este vina noastră, eu consider că nu este vina noastră cu absolut nimic, proiectantul n-a reușit să facă ceea ce a contractat. Anul trecut, undeva prin vară, în sfârșit a înțeles până la urmă ce avea el de făcut, pentru că bugetul proiectului este într-o sumă aprobată și contractată, iar prima variantă pe care a făcut-o el, a făcut-o de 2 ori și mai mult. Adică de la vreo 9 milioane la 21 de milioane. 21 de milioane, primăria nu poate să suporte așa ceva și nici nu era pe contract așa ceva, deci trebuia să anulăm tot. Din discuțiile cu proiectantul s-a ajuns la concluzia că va face un proiect care se încadreze pe bugetul ăsta. Plus minus, dacă mai apar variații. Dar măcar se încadreze pe buget și pe legislație. În sfârșit a înțeles, s-a apucat cumva de treabă și a trimis un fel de nouă propunere, da? Pentru proiectul de acolo. Această nouă propunere a ajuns într-un fel sau în altul în spațiu public, probabil și pe la dumneavoastră, ați discutat în ședința de Consiliu Local de joia trecută, s-a pus problema, dacă, să zicem, în clădirea C2-ul, adică hala care este acum, dimensiunea spațiilor pentru vânzare este potrivită să fie 6 metri, în acum e 3,6, noi am propus de 6, sau poate ar fi bine să o facem de 10, sau poate de 20. Și atunci s-a pus întrebarea, domnule, nu mai vine să ne consultăm și noi cu dumneavoastră, să ne spuneți într-un fel sau în altul cam cum ar trebui să facem compartimentarea acolo. Eu vreau să vă fac așa o mică prezentare scurtă, după care o să vă rog să vă înscrieți la cuvânt. Acolo avem 4 corpuri de clădiri. C1 este clădirea nouă din mijloc de pe platou, C2 este hala mare care există astăzi, C3 și C4 sunt cele două, să zicem, U-uri sau L-uri cumva, da? La C3 și la C4 proiectul prevede faptul că nu se face decât reabilitare energetică într-un fel sau în altul, adică se schimbă acoperișul la clădirea C3 și C4, se pune polistiren și se amenajează fațada. Da? Deci nu sunt compartimentări, nu sunt schimbări de pereți, de suprafețe. Mă întorc înapoi. Deci C4 am vorbit, C3 am vorbit, C2. C2 este hala mare, da? Hala care în C2 acolo, pe lângă renovarea halei, adică acoperiș, schimbare de geamuri, schimbare de tencuieli și tot ce este de făcut acolo, se fac recompartimentări. Adică spațiile de vânzare sunt propuse într-un fel. Și aici e foarte interesant să aflăm de la dumneavoastră dacă aveți altfel de propuneri, pentru că dumneavoastră știți mai bine ca noi cât ar trebui să fie suprafața unui magazin din interior. Da? Dumneavoastră, imediat vă înscriți la cuvânt și dau cuvântul tuturor. Dumneavoastră știți acum că sunt firme care au una, două, trei, patru, s-au unit cumva, au venit la licitații și au făcut spații mai mari. Ok. Mă întorc la clădirea 1. La clădirea 1 este o clădire cu destinație de piață agroalimentară, da? Deci pe mijlocul ei este un dreptunghi, așa? Pe mijlocul ei vom avea tarabe puse într-un fel, în așa fel încât să faci intrare și ieșire. O intrare pe partea asta, o intrare pe partea asta. Iar pe lungime, de o parte și de alta, pe lângă toaletă, pe lângă spațiile administrative care trebuie să fie, mai sunt niște spații care sunt cu destinații specifice, adică pentru lactate, pentru carne și alte spații din astea, care iarăși nu sunt bătute în cuie, în sensul că putem să discutăm acolo dacă cei care sunt probabil interesați de dumneavoastră vor să facă propuneri. Încă mai este timp acum că vorbim de compartimentări, deci nu vorbim de elemente de structură. Că la partea de structură în mare, clădirea cam aia este. Cum îi face înăuntru împărțirea, putem să o discutăm.
Bineînțeles, ca să să audă și Consiliul Local propunerile dumneavoastră, în așa fel încât după aia, dacă proiectul ăsta o să trebuiască să treacă din nou prin Consiliul Local sau vom ajunge la discuție din asta, invitația am făcut-o și către Consiliul Local și către consilieri, toți cei care au vrut și au putut, sunt prezenți aici și, bineînțeles, toată lumea vreau să contribui într-un fel sau în altul, să facem din proiectul ăsta un proiect cât se poate de bun. Asta este intenția noastră. Iar la partea de transparență, eu atâta închei, atâta spun. Tot ce s-a lucrat, documente, de către proiectant, în prima fază, cu 21 de milioane, după aia cu 9, 10, cât o să fie aici, milioane, nu știu, au fost tot timpul în primărie, cine a avut nevoie să le vadă, a avut acces în permanență, orice consilier local are acces, să zicem, mai mare decât oricine la aceste documente, nu există niciun fel de chestiune de ascuns, iar sincer, dorința noastră este să dea Dumnezeu să terminăm cu proiectul ăsta, cu munca asta de proiectare și să mergem la execuție. După aia o să vedem ce facem în momentul în care se face execuția acolo. Pentru că dacă se începe un șantier, o să fie cam greu, mai ales pe platou acolo unde se face construcția nouă, dar și la interior, la C2, va fi destul de greu. Trebuie să găsim o soluție pentru dumneavoastră ca să vă continuați activitatea. N-am ajuns în situația în care să am ceva concret. Și este ultima completare pe care o fac. Că dacă aș fi avut un proiect terminat, avizat, semnat, eventual de aprobat, atunci, bineînțeles, puteam să ies public să spun, domnule, avem 2 luni de zile la de dispoziție să facem așa sau să facem așa. Atâta timp cât sunt în situația asta intermediară și nu ține de mine, cu aprobările, cu structura, cu avizile de la apă, de la gaz, nu ține de mine. N-aveam cum să spun public că facem așa sau că facem așa. Că după aia, știți cum, ai zis, de ce n-ai făcut? Ei, nu, adică decât să vă încurc, mai bine am zis, domnule, terminăm proiectarea, terminăm toate aprobările și după aia o să ieșim public și o să spunem, facem așa sau nu facem așa, avem un termen sau avem un contract. M-ați înțeles? De asta nu am dat niciun fel de variantă, pentru că din punctul meu de vedere, decât să dai, mai bine taci decât să dai o informație proastă. Da? Acum, eu am terminat. Dacă mai are cineva de completat sau de adăugat, vă rog să vă înscrieți la cuvânt. Facem o listă frumos aici. Toată lumea este binevenită să vorbească. Domnul Baciu. Cine vrea să mai înscrie la cuvânt, dacă vreți la început. Dacă nu, o să vă vorbim. Domnul Marco. Eu, domnul Cresc. Cum? Buculesi. Buculesi, da. Domnul Enache. Slavnic, Camil. Sla? Slavnic. Slavnic. Doamne ferește, dar sunteți ca la dumneavoastră acasă, doamna consilier. Nu, dar dacă vreți, dacă nu, când doriți dumneavoastră, să știți. Nu vreau să intervin, dar vreau să ascult comercianții din piață. Sigur că da. Suntem în sala de consiliu local, n-aș putea niciodată să... N-am înțeles exact cum vă supărați. Dumneavoastră care ați ridicat. Nu. Vlad? Blaga. Este Pârja aici? Chiriac? Pârja sau Chiriac? Nu sunt aici. Pârja sau Chiriac este aici? Nu. Bine. Domnul Baciu, vă rog. Înainte de asta, vă mulțumim pentru invitația făcută. Cu plăcere. Dar din respect față de dumneavoastră și față de domnul Vici, față de cuțelii, lăsăm pe dumneavoastră pentru ca să ai cuvântul din început, că așa mi-este creștut frumos. Vă rog. Bine.
Spuneți ce doriți dumneavoastră, întrebați ce doriți. Domnul a spus mai devreme că deocamdată proiectul nu se știe în ce zonă este, cu anumite ghilimele. Nu este la capăt, nu este la capăt, nu este finalizat. Și atunci propunerea noastră este rodentă sau doar este fictivă? Nu. Deci dumneavoastră puteți face acum, să zicem, recomandări pe parte de compartimentare. Noi nu putem acum să mutăm pereți, dar nu sunt pereți de mutat, pentru că în hala C2, da? Hala mare acum, nu sunt pereți și nu vor fi pereți. Vor fi niște compartimentări care sunt niște, cum să vă spun eu, niște moduli la 2 metri, cumva, nu o să fie construiți pereți de structură. Hala C2, domnul primar, este pentru textile sau pentru ce este? În proiect este pentru textile. Vorbiți așa de care de textile. O secundă, mă ajungem acolo, să ieșeam. Dacă se poate, dacă totuși proiectul este primar, colegii mei nu l-au văzut niciodată și nu știm în sensul de a spune care este ordine. Da, ce ați prezentat dumneavoastră? Ce ați prezentat ați venit în Consiliul Local cu niște hărți, da? Cu niște planșe mari, da? Acolo, cam tot aia, deci este un pătrat, cum este hala 2, un pătrat care a fost propus în primă fază într-un fel, era o chestiune de lucru, după aia a fost făcută altfel, deci recompartimentări, niște alei prin interior, stânga-dreapta, cam cum e acum. Adică nu e nimic deosebit. Și acum ai 3 culoare, da? Intri în hală de aici, de la Tarabi, ai un culoar în față, unul în stânga, unul în dreapta. Pe fiecare culoare ai comerciant stânga-dreapta. E cam tot aia. Dar, repet, și culoarele astea se pot modifica în funcție și de propunerile pe care le faceți dumneavoastră. Întrebarea pentru mine a fost foarte simplă. De exemplu, un spațiu comercial pentru textile, dacă ar fi să faci doar unul, să-l închiriezi, care ar fi suprafața ideală, aproximativ, de expunere. 4x7, 2x5, cum consideri? 10 metri pătrați. Domnul primar, nu m-am înscris la cuvânt, dar aștept să spun în okay. Dacă considerați că hala G2 face față pentru textile, la câți societăți comerciale sunt cu 2 metri pătrați, mă exclud, cu 800 de metri pătrați prăjiți în piață, Pădroarul cu 100 de metri pătrâți în piață, Matei cu 100 de metri pătrâți în piață, plus ceilalte pe lângă noi. Dacă ne băgați în C2, eu nu mă întorc la sacoșă. Ok, am înțeles. Dar n-avem cum. Deci noi nu ne întoarcem înapoi la sacoșă. Eu când am început comerțul, am început cu 2 sacoși. Am ajuns să am 4 mașini, nu? Tăti sunt impozabili. Felicitări. Deci, am ajuns aici, nu? Foarte bine. Deci de asta v-am chemat să-mi spuneți care e punctul dumneavoastră de vedere. 60 de metri, ok, am reținut. Păi, eu nu pot să mă duc pe 4, 6, 24 de metri pătrați. La cât volum de marfă am, la cât rulaj am. Că este la finanțe declarat, nu? Dar ce idee cum se procedă? Și plus pături. Filoche, volum. Lasă-mă să termin și pe nu vorbiți. Deci, este marfă voluminoasă, nu trebuie să numai depozitată, așa, greutate. E volum, ușor și ocupă spațiu. Am înțeles. Păi, la mine, dacă vine, mă dau exemplu, că doar nu, asta vând, asta fac. Vine o mormântare, eu trebuie să am 30 de pături, trebuie să am 30 de filoche, alea se ocupă volum, unde le aduc de acasă? Că și în standurile din Iași, în molurile astea, s-au făcut pe volum tot. Sunt, unde sunt lejerii, unde sunt cumulate, că nu, omul se extinde, nu poate să vândă numai pantofi, nu poate să vândă numai gogoșari. Vinde și cartofi, vinde și astea la legume, la produse nealimentare, vindem tot ce putem cuprinde, că nu sunt condiționați, mă opresc la un produs. Dar nu vă spune nimeni nimic, deci... Și trebuie gândit, ori hala
vechi rămâni pentru alimentare, câți comercianți, că eu n-am nimeni treabă cu nimeni, sunt de dreptate, eu mă critic, e treaba lor. Dacă în cap domnești și platou mare pentru ăștia la domne, cum o să... Pot să vă explic, dacă... Deci proiectul ăsta spune în felul următor. Eu am zis. Hala C2-ul, adică hala existentă de acum, este pentru comerț... Este bătut în cuibul specific. Cu specific. Așa spune proiectul, că așa a fost și tema de proiectare. De la început, cu destinație de textile, da? Adică nu alimentar, nealimentar, iar C1 cu destinație alimentar. C1, repet, e aia care va crește pe mijloc între cele două lăuri. Da? Ăla e C1. C2 este cu nealimentar. Deci eu v-am ascultat. Acum, aia 60, întrebarea mea este. Pe ce dimensiune? Că e important și asta. 6 cu 10... Nu afectă în pătrat, dreptul în spate. Ok, dar distanța minimă totuși, cât să fie? 3 metri, 4 metri, cum să fie? Nu ca să... De 4 metri, de, de cât o mai rămas? De 12 sau de... Ok. Ca să vin cadrăm. Bine. Eu v-am ascultat. Dar noi nu știm care ar fi în mare proiectul. Ca să știm cum ne încadrăm. De exemplu, da, să vină toți comercianții în hală. Dar nu știm, s-a zvonit, ca să spun așa. Spuneți, doamnă, ce anume? Colțurile ar fi pentru fast food, da? Nu se fac fast food-uri, toate sunt cu destinație de... automat se scade din suprafață. Doamnă, am înțeles. Asta vă răspund concret. Da. În proiectul de acum a fost o variantă de început de lucru cu propunere ca să fie atractivă zona, dar nu este astăzi valabilă, nu este nici voința noastră, nici proiectul. Este cu destinații pentru nealimentar. Ideea e pe următor, ca să o rămânim. Aia planșă, aia de lucru, a fost planșă, după care s-a făcut proiectul cu 21 milioane de lei. Dar nu v-am chemat astăzi, ca să vă uitați o planșă de prima asta. Vorbeam eu acum, Cătălin. Deci planșa aia a fost la proiectul cu 21 de milioane, da? Deci aia sub nicio formă n-a fost o jucărie, ne-am jucat, am desenat noi pe acolo. A fost planșa după care s-a făcut proiectul celălalt. Da? Asta că după aia s-a reconfigurat, după aia e altceva. Dar faptul că eu așa văd lucruri, ar fi trebuit ca această sedință să aibă loc acum 2 ani, când se făceau reconfigurările alea, că nu știau nimeni cine și cum, ce ședințe să... se fac, cum se fac, când se fac, dar nu se chemați comerciali. Părerea mea, acum, să zicem că încă mai este o șansă. Atât am spus. Deci, doamnă, răspunsul este că e cu destinații de nealimentar, da? Ok, deci acolo se pot face standuri, încă putem să facem recompartimentări, cum considerați dumneavoastră ca dimensiune? Și la C1? Asta vreau să zic. La C1, o să vă arătăm acum, este o clădire care are aproximativ 20 pe 50, aproximativ 1000 de metri pătrați. Vă rog. Vreau să vă spun că suntem doi cu flori. Faceți compartiment pentru flori, nu pe tarabă. Ah, ok. N-am ajuns la... Da, dumneavoastră v-ați înscris la cuvânt, da? Da, București, da. Ok. Deci suntem doi cu flori în piață, puneți pe două colțuri, compartiment pentru flori. Adică. Ok. Foarte bun. Dar poți mai vin și 10, nu poate altul. Da, atâta suntem acum, momentan eu vorbesc. Doi se dă locul care îi se cuvine că sunteți în piață, dar poate mai bine tineretul din spate. Eu am vorbit pentru mine. Bun, haideți să ne întoarcem. Domnul Baciu, mai aveți ceva de spus? Din cele spuse de domnul Costolache, dar nu greșesc cu nimic, nimeni. Să preiau pe domnul Costolache, atunci dacă s-ar putea să compartimentăm. E zona, cum a spus dumnealui, sau cu doamna Costolache, zona Păduraru, cu zona cu piloții, zona de încălțăminte, îmbrăcăminte, nu și pot zona eu să care stat... mai este cu haine. Acolo sunt, se poate face lucrul ăsta. Ca să nu fie, ăsta este cu drujbe, ăla e cu papuci, deci asta lucru se poate face cu destinația respectivă. Ca asta au spus colegii. Doamna Simona. Da. Noi facem parte din acele chioșcuri de lângă stadion. Da. Pe noi unde ne-ați inclus, doamnă primar? E inclusă până la urmă bucata aia în reabilitare sau nu? În propunerea asta nouă? Nu. Nu. Deci în propunerea nouă nu au inclus bucata de lângă stadion de acces. Și noi cu chioșcuri? Deocamdată rămâniți acolo, nu vă deranjează nimeni. Dacă nu se face șantier acolo, ce rost are să anulăm un contract care există? Interesul cui? Al dumneavoastră nu, al nostru nu.
Am și o aminte, domnul Roman. Cred că domnul Postolache, doamna Păduraru, dețin niște spații acum, în cadrul pieții, dar nu în C2. Spuneți-mi, vă rog, dacă știți, în C2 se compartimentează pentru cei care deja își desfășoară activitatea acolo sau se intenționează mutarea dumnealor care cer un spațiu. Sau dânsii rămân pe amplasamentele care sunt. Că aici e o problemă. Dânsii spun acum, hai să compartimentăm C2-ul. Dar răspunsul pentru... știți, domnule consilier. Răspunsul este în felul următor. Se face compartimentarea și se scoate la licitații. Da, corect. Dar... Eu, părerea mea este să lăsăm lărgimii, în sensul că să nu punem pilotii, drujbii sau altceva, ca să dăm posibilitatea cât mai mulți să vină la licitație. Da, atribuirea locurilor se face conform legii. Asta depășește pe toți din sală de aici. Noi doar să facem acele spații cât de cât potrivite ca să se potrivească poate și la unul și la altul. Adică nici prea mic, nici prea mare. Întrebarea asta este toată chestiunea. Întrebarea mea era dacă rămân pe vechile amplasamente dumnealor, doamna Pădurare, în locul doamnei Pădurare, dacă rețin bine unde este, va fi amplasat C1. Acolo se construiește o clădire nouă. Deci n-are cum să mai rămână doamna Păduraru acolo pentru că se construiește clădirea nouă. Iar doamna Păduraru poate să vină la C2 și să ia un spațiu, două, trei, cât stabilește licitația. Domnul Postolache rămâne. Nu, e și domnul Postolache în aceeași situație, da. Am spus că C1 este între cele două lăuri. Dar asta îmi pare rău, adică toată lumea poate să... Vă rog. Suntem câți societăți. Care-i cu textele din hală? Mina, câți metri de pătrat să trebuie din hală? 12. Și ăsta, adunate, câți negustori, plus platou, că acum vinim toți acolo. Încăpem? Nu. Hala are 975 de metri. Aici vreau să aduc la adevăr. Deci eu dispar de pe platou, am înțeles foarte bine. Doamna Pădurare dispar de pe platou. Cine mai este? Nana, nu știu pe nume, Țarcă, Maftei, plecăm de acolo, nu? Acolo? Ni ducem în hala D2. Veți veni la licitație, domnul Postolar. Nu contează licitația. Puteți să licitați asta și în hala C2. De la început, o luăm de la zero. Stați cu licitații, cu toate astea, așa. Și acum unde mă bag? Unde vreți dumneavoastră, unde primăria are un spațiu liber și vine la, îl scoate la licitații, poate să fie și în C3 și în C4. Deci adică sunt spații libere. În C1 la licitații? În C1 destinația este de alimentar. Dacă vindeți alimentare, veniți acolo. Pentru celelalte spații, în C2, în C3 și C4, care sunt libere, se scot la licitații, oricine este binevenit. Deci puteți, și acum sunt spații libere pe C4, cred că, care nu sunt ocupate. Am scos la licitații și nu au venit oamenii. Deci noi vom scoate în continuare la licitații toate spațiile care vor fi. De asta aveți acces la orice fel de spațiu. Dacă îmi permite să intervin, vă rog. Deci, după cum știți, contractul a fost semnat la începutul anului 2021. Noastră a spus că din respect ar fi invitat pe noi consilierii ca să aflăm despre proiect. Păi vreau să vă întreb, ce avem astăzi pe masă? A câta variantă de proiect este? Pentru că noi, consilierii, nu avem favar de niciun proiect. Doamne, da. Este o schiță. Ați chemat comercianții din piață ca să găsiți niște soluții în favoarea dumneavoastră. Corect și foarte bine și este de apreciat acest lucru. Nu vreau să vindeți iluzii. Nici pentru dumneavoastră, doamne, nici pentru dar nu. De ce vă luați de mine? Pentru că ultima ședință pe Consiliul Local a spus... Doamne, subiectul face... este... Nu sunt eu subiectul acum. Eu întreb, această subiectul variant, este proiectul, doamne. Această variantă de proiect, da. a 3-a, pe care noi nu o cunoaștem, deci noi, okay. Consilieri locali, nu suntem în posesia
documentații și nu o cunoaștem. Dar puteți să o cunoașteți. Pentru la ultima ședință de Consiliu a spus că avem pizzeria acolo. Acum astăzi nu mai avem pizzeria. Doamnă, n-am spus eu niciodată așa ceva, nu vă supărați. Deci, da, deci încă o dată vă rog. Rugămintea mea. Este greu a trimite pe mail-urile noastre, pe mail-urile liderilor din piață. Acest proiect, doamnă, subiectul, această schiță, eu întreb, este greu? Stați un pic așa. Asta este o întrebare. Dacă îmi dați voi un pic să răspund la întrebarea asta, dacă eu o întrebare. Da. Subiectul întâlnirii de astăzi este să găsim soluții pentru acești oameni. Dacă vreți ca subiectul asta să devină pintilie acum, ne mutăm de la subiect. Despre agenții comerciali. Aveți accesul la proiecte, oricând, doamna consilier, în orice stadiu. Lăsați-mă să continui întrebarea. Dar mi-ați pus o întrebare și ați spus că mă trec la a doua acum. Ați pus pe masa Consiliului Local. Parcă e Consiliul Local aici. O schiță aici, care este asumată prin semnătură și ștampilă de către proiectant. Stimată care doamnă. Este altă variantă decât cea cu care ați venit în ultima ședință de Consiliul Local? Doamnă, nici, credeți-mă, varianta asta este trimisă de proiectant. Când? Când este trimisă, nu stau să mă uit la fiecare document. Dar n-a venit domnul, cum adică să stau schiță, să... a venit un consilier local cu schița aia. Dar eu nu, 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 a venit... Unii este domnul Coteț. Consiliul Local, i s-a pus la dispoziție comisiei de către domnul vice. O planșă. Domnul Coteț, care răspunde, a venit un consiliu local cu proiect. Da? Da. Este același proiect cu cea dumneavoastră aici pe masă? Dar ce schimb? Nici nu știu, vă spun sincer, când am venit. Vreau să domnul Coteț. Vreau să domnul Coteț. Eu am interesat. Și așa cum și dumneavoastră spus viceprimar și sunteți consilier local, orice consilier local are acces la orice document în primărie. Dacă v-ar fi interesat, n-ar fi știut, dar nu v-a interesat. Este același proiect. Este același proiect. Așa. Vă spun eu am văzut hârtirea asta pentru că m-am dus la domnul Coteț. Așa. Da? Bun. Și l-am întrebat, domnule, asta este tot ce ne-a trimis, este complet? Nu, că restul ăsta nu s-a putut scana. Nu are cu ce să-i scaneze. Mai departe, vă să continui. Asta e proiectul, ok. Bun. Deci noastră acum, ați chemat comercianții din piață și repet, apreciez acest lucru, dar să nu vivim din iluzii, să fim corecți și cinstiți cu ei. Da? Doi. Este când domnul intenționați, viceprimar care s-a scris. Când intenționați să începeți vreau să-ți dau cuvântul. Și dacă v-ați gândit și ce soluție aveți pentru relocarea dumneavoastră pe perioada executării. Ajungem și la relocare. Nu, este o întrebare pe care și-o pun și o punem și noi, da? Ajungem și la relocare. Dar haideți să vedem un pic cu proiectul ăsta. Dar relocarea putem să o facem dacă nu-i terminat proiectarea? Dacă proiectul ăsta nu este bun, verificat, are toate avizele, este gata să înceapă execuția lucrării, pot să mă apuc acum de relocare? Putem să o anticipăm, putem să o gândim, da? Dar asta nu înseamnă că de mâine mă apucăm direct. Hai să vedem să rămânem la proiect acum, că ne-am întâlnit cu subiectul proiectul, propunerile. Eu l-am auzit pe domnul Baciu. Mai are ceva de spus, domnul Baciu? Da, da, da. Ok. Terminați, vă rog, punctul meu asta de vedere. Era ajuns la punctul de licitație. Cei care e economic, intră în spații noi, în licitație. Se poate, dar să ne se poată, care suntem în piață și participă, un anumit punctaj care e în site-ul de sarte, se poate depinde de cine o să facă site-ul de sarte, depinde de cine o să și posibilitate ca noi să avem facilitate față de exterior. Eu vă spun că, exact nu știu, din ce am citit eu codul administrativ, nu știu să fie, dar nu exclud. Codul administrativ spune că la licitație trebuie să fie trei criterii. O chestiune de economică, o chestiune de oportunitate și una de nu știu cum. Nu știu, sunt specialist acum, ar trebui să avem pe cineva de la patrimoniu. Dar, în principiu, eu mi-am notat subiectul. Dacă se poate face. Nu este posibil, domnul Baciu, pentru că s-ar crea o discriminare și ar interveni la Consiliul Concurenței orice alt concurent al dumneavoastră la licitație și s-ar la licitație. Domnul primar, sunt și discriminare care au stat 25 de ani acolo și au fost plătiți. Ați fost beneficiat de cei 25 de ani de spațiu? Da, este un punct dar. Ce este un punct dar? Măi Cătălin, dar noi discutăm legea acum. Dacă există, e bine, dacă nu, pe mine ce mă deranjează? Vă rog încă o propunere. Toți comercianții care sunt produsele alimentare, mâinii vine cu solicitare, solicitare 30 metri pătrați, 60 metri pătrați, 8 metri pătrați. Produsele alimentare, și mâine, cer la domn primar
8 metri pătrați, 140 metri pătrați, cât vă trebuie? Dar și din cadrul ultimat. Dar la noi, la Livni, este problema că... Cel mai simplu, ori în C2, ori în C3, ori în C4, ori acasă. Ghici. Și aș mai face propuneri. Modulele alea care sunt, de care vreți să le acoperiți acum, mai cam le dat jos. Ce anume? Modulele care sunt vechi. Și vreți să le acoperiți, mai cam le dat jos. Că nu au nicio utilitate. Care modul? Ele sunt în magazin. Da, dar unde au ei spațiile? Ce trece, nu mai are niciuna acoperiți nimic. O secundă, că sunt niște oameni înscriși la cuvânt, domnul Grosu, și discutăm. Ce să facem? Trebuie să păstrăm și totuși o atmosferă de ședință. Că altfel nu ne putem înțelege. Domnul Baciu, vă rog, terminați. Domnul Baciu, domnul Marcu după aia. Bună ziua! Bună ziua! Eu ca și propuneri de compartimentare. Vă rog. Un exemplu ca și funcționează, e eficient, este complex, e gros din așa. Culoare albastru, culoare galben, culoare roșu. Omul știe. La albastru găsesc textile. La galben găsesc papuci. La roșu găsesc industrial. Simplu. Casetele, nu știu de cât. Dar unul dacă vrea două, ia două. Unul dacă vrea unul, ia unul. Înțeles de la voi, de la dumneavoastră, nu e vorba de culoare, e vorba de dimensiunea compartimentării. Păi la fel luați exemplu din negros. Sunt făcute niște moduli. Aveți idee de câte sunt modulele respective? Spun ca idei, nu fel. 6 metri pătrați. În proiectul ăsta ați propus 6 metri pătrați. 10 metri pătrați. Inițial, proiectantul a propus. Ține de culoare să faci o bandă albastră sau roșie. Nu știu vizual, mă, eu găsesc la culoare albastră, găsesc haine. E foarte simplu. Domnul primar, numai o secundă, dacă pot interveni. Înainte de... Bună ziua tuturor, în primul rând. Înainte de a merge mai departe cu aceste discuții, vreau să-l întreb pe domnul primar sau cine este responsabil, îl văd pe domnul Coteț în sală. Ce avem aici pe masă este forma finală predată de către proiectant. Așa este, semnată și asumată. Da, ultima proces formă, verbal pe care primire. Aveți proces, da? Din ultima discuție cu domnul proiectant, la ultima comisie, a fost și el prezent. Ne-a spus că el, din câte știe, acest proiect este plecat către verificator. Nu așa. Se fac formalități de casă, dar la verificator nu se imediat le iau. Deci se face un referat de necesitate, un caiet de sarcini, da. Și se fac niște pași pentru achiziționarea serviciilor de verificare proiectului. În această fază suntem. Deci nu este trimis către verificator, nu este, dar este forma finală. Nu mai puteți interveni pe ea, da? Este semnată, lucrată pe ea, da? Da. Nu este trimisă la verificator. Aici vreau să ajung că nu are rost să mai discutăm în continuare. Ca să facem joc de imagine, primar, viceprimar, nu are sens. Avem un proiect semnat, asumat, primit proces verbal, compartimentat, dar casetele aici le aveți în fața dumneavoastră. Și domnul primar vine și vă întreabă dacă vom face 4 metri, 3 metri, 4 metri. Nu aveți cum să faceți, pentru că este forma finală. Aici prezent. Da, dar facem o secundă. Cum? Dar putem face fără nicio problemă. Da, după aceea o vopsea e cea mai simplă variantă. Dar mai are rost discuțiile între. Acum, pentru că nu poate fi problema. Cum le faci? Eu am dat un exemplu. Sunt aici. Care sunt modificări pe ele nu putem aduce, da? Toate alea au fost și celălalt de 20 de metri pătrați. Haideți să vă zic acum, știți cum e, că parcă-s la Consiliul Local. Atac răspuns. Atâta timp cât nu sunt elemente de structură, nu sunt elemente de pereți, vă spun sincer, compartimentările se pot face pentru că beneficiarul poate să solicite proiectantul, el a făcut o propunere. Putem să-i solicităm să modificăm compartimentările interioare nestructurale.
Domnul primar, trebuie să mai specificăm un lucru. Aceste apartamentări integrate se pot face în limita spațiului C2. Nu o să ieșim afară. Deci, nu putem ieși afară, pentru că proiectul, studiul de fezabilitate, a fost făcut două hale pe o anumită suprafață, C1, respectiv C2. Dacă acum doamna Medel, că era viceprimar, unde l-a încadrat pe domnul și pe doamna cu 60 de metri pătrați? Deci vorbiți cu mine? Da, cu cine, doamna? Uitați aici. Proiectul este cu dumneavoastră, doamna. Da, e cu ea dumneavoastră. Proiectul dumneavoastră. Unde e încadrat? Da, dar a făcut reconfigurare. Cine a făcut reconfigurare? Să fie o lasă votată. Acum, pentru că sunteți consilier local și v-ați exprimat disponibilitatea, să ajutăm acești... Da, doamna, acești agenți economici vrem să-i ajutăm. Sunt compartimentări de tablă, da? Vorbeam cu schița asta. Nu e încadrat pe dumneavoastră. Ia vorbiți cu schița asta. Da. Ce să vorbim? Da? Compartimentări cu tablă. Nu o să fie da, tablă, domnule. Nu ați răspundeți doar la acest... Este un proiect excepționat. Dacă era scala C1 și C2, suprafețele de la... Ori eram, ori suntem noi, ori eram cu noi. Vorbesc cu domnul Sfânt. Suprafețele erau aceleași. Noi până la urmă să vedem ceva. Da, eu sunt foarte de acord, dar nu vreau să denaturăm discuția. Vă văd în fiecare seară. Eu vă propun așa. Proiectantul și-a dumneavoastră, face ceva electronic cum ați făcut cu la Reama, cu parcă. Și nu veniți, fraților, să vedeți de aici. Electronic. Core cu un proiector, uite aici asta. Da, da, eu de asta spun. Nu că spun eu că așa se face. Da, domnul, așa este, dar n-am ajuns la forma care se bate în cuie. Păi așa când e vorba cu asta, o puniți pe site-ul primării, okay. După aia faci pe invitație, ne-a făcut invitația. Haideți o leacă, domnul consilier. Cum, domnul Vidor, electronic și filie. Domnul Grigoriu, domnul Grigoriu. Domnul Grigoriu, domnul Grigoriu, eu o propun așa, dacă sunt atacuri politice, haideți să nu le răspundem. Vă rog. Domnul viceprimar, vă rog. De asta nu ne-am venit. Nu am o întrebare, că e comerciant. Lasă un pic, te rog. O întrebare, și o întrebare, că se discute pe altă temă. Da, mai, hai să stai. Până în momentul de față ați fost vreodată întrebați de piața asta, de proiectul ăsta, când s-a făcut proiectul, în 2019? Nu, nu, da, nu, venit, nu, nu ați fost vreodată. Nu a fost nimeni, nu a fost. Da, au fost în spate când s-a turnat. De ce vor... Ce-o venit, cu ce plan a venit? Puteți să-mi spune? Vă spune cu plan, trebuie să o prăbăcăzări. Păi, vă spus că se va modifica piața, dar nu arăta nimeni planul. Asta vrem noi, plan, frate, din 2007 s-a făcut. Uite, asta e planul. Puneți-l pe site-ul primării. Niciun plan n-a fost pe site-ul. George, vă spun eu. Aș vrea, te rog, ceva să-mi spui. Cum ai vrea să fie configurate acele spații pe care zice că în ala alimentar? Te rog frumos, ai spus că vrei să-ți spui cum s-a fie așezat. Păi pe partea asta... Hai să-ți picioare și vorbești. Păi nu am spus. Asumă-ți. Hai, te rog. Avem florării, avem mere de albine și facă compartimente. Dar în continuare, cât de sunt, dar vorbește, că românesc știi tot. Alimentarii, de ce nu spuneți cu alimentarii în spate? Dar nu ajută, dar nu ajută, dar nu ajută și vrem noi. Ba da, de ce a fost invitat aici? De asta a fost invitat, ca să te spune. Nu știu ce vrei, alimentarii compartimentăm. Stai, sunt idei cu gustul, dar vreți să... Și eu aștept să facem. Au spus domnul primar care le-a cuvântul, niciunul n-a spus. Dar stai să acum la mine. Ce ați fost pe Elenuța? Păi ce ori vreodată? Ai venit vreodată? Nu te șerpa. Îmi dați voi o leacă și mii, vă rog frumos. Se poate? Stai acolo alimentar. Haideți să rugim o leacă. Eu am făcut pentru mine. Deci am înțeles că vorbim acum despre hală. Da? Da. Am în față studiul de fezabilitate cu schița de la hal. Asta a fost propunerea celui care a făcut studiul de fezabilitate. Aici găsim în schiță, deci reamenajarea este făcută cu 30 de spații. Spații care au între 10,65 și 17,7 metri. Deci, în cazul ăsta, domnul Postolache, la 30 de spații, cum erau aici, nu aveați 60 de metri. Deci erau doar... Vă rog să mă lăsați să vorbesc cu oleacă și pe urmă vă răspund și la întrebări. Deci toate erau o parte de 10,65, o parte de 17,7. În momentul în care ne-am apucat să discutăm cu proiectantul,
acesta a venit și ne-a zis să personalizăm spațiile. Și atunci ne-am gândit, prima și prima dată, la primul proiect, la câte societăți comerciale sunt. La momentul ăla erau în jur de 50. Adică sunt persoane care ocupă mai multe casete, dar pe aceeași fir. Da? Și atunci am zis, domne, hai să vedem, să facem, să încapă toți. Pentru că este păcat să ai omul în hală, după reamenajare, să-l dai afară. Și ăsta a fost motivul pentru care am compartimentat în primă fază. Pentru că am zis, domne, dacă facem ceva cătări, ar fi liniște. Mă rog, acum am ajuns la această schiță, care are 41 de spații. Față de 30. Care are spații comerciale de 6 metri, de 9 metri și de 21 de metri. No, eu mă uit. Haideți să fim realiști. Sunt persoane în hală care au câte 10 casete luate pentru că își permit să plătească chirie, să-și aducă marfă, să multe. Și sunt persoane care au doar un stand sau două. Una, două casete. Deci noi, este adevărat, o să trebuiască să organizăm licitații. O să trebuiască ca oamenii să intre în spații. Ce pot să vă mai spun? Ne-am gândit că e bine și cu spații de 20 de metri și cu spații mai mici, tocmai din acest motiv. Ca fiecare să poată să intre, să liciteze unde simte că are putere financiară. Trebuie să fim realiști o leacă și înțelegători chiar cu noi înșine. Domnul Postolai, doamna Maria, nu dețineți doar spațiul ăla de acolo, da? Mai aveți și în C3. Domnul Vici, da? Eu am și în oraș în chirie. Domnul Postolai, ascultați-mă, ascultați-mă, vă rog o leacă. Eu nu pot, eu nu să mă vă rog tare. Că acolo se eu nu vreau, nu vreau să vă interzic. Nu a spus nimeni asta. Deci licitația trecută la moduri, eu fost fiecare pe un modul. Nimeni nu a licitat pe două moduri. Dar nu a spus domnul nimeni. Domnul Postolache, ascultați-mă de aia pe la capăt, vă rog frumos. Da? A spus de aia care au 7 locuri în hală, păi ăla cumulează, păi suprafața, domnul domnul meu. Postolache, dați un pic voie domnului viceprimar să vă explici cum s-a gândit, cum am gândit împreună ca să rezolvăm această situație. Eu nu vă interzic absolut deloc. Deci toată lumea este binevenită. Să participați la licitație. Totul va depinde de cum vă veți înțelege dumneavoastră. Aici e problema, cu înțelegerea mea. E licitație sau cu înțelegere? O secundă, domnule, o secundă. Deci, se merge pe licitație. Asta este calea legală pe care noi trebuie să o parcurgem. În rest, dar vreau să vă spun totuși că trebuie să avem cât de cât un pic de prioritate. Deci noi care am plătit atâția mari de ani și am avut niște contracte care... Doamna Maria, toată lumea au plătit. Și cei din hală au plătit. Și eu dumneavoastră ați plătit. Eu... Era chestia domnul Postolache că dumneavoastră a spus, domne, mie îmi trebuie 60 de metri. Credeți-mă că 60 de metri nu avem cum. Și am să vă spun un lucru. Toată hala are 900 de metri. Da? 900. Gândiți-vă că ne trebuie căile de acces. Minime. Minime. Și la momentul ăsta am înțeles că sunt 39 de comercianți care dețin spații mai multe în hală. Adică casete de 3,60 m. Deci trebuie să o gândim să încapă toată lumea. Pentru că toți sunteți comercianți ai orașului. Putea să mai vină și din exterior.
S-ar putea să mai fie și treaba. Nimeni nu spune nu. Și chinier s-ar putea să vină. S-ar putea să vină și arabii. Fiecare comerțează. Deci rugămintea mea este, haideți să păstrăm decența în discuții în continuare. Deci eu să propun așa, din mâine, fiecare societate comercială, dacă informativ, domnule, eu vreau 6 metri pătrați. Eu azi vreau 100 din mâine. Și faceți media pe urmă. Totuși, toți cam toate. Noi clădirea aia nu mai putem trage nici în stânga, nici în dreapta, nici în față, nici în spate. Serviciul din piață se adresează cetățeanului. Vreau să dezvăluiți asta un standard, să mulțumiți cetățeanul. Primăria face un serviciu public aici. Și cum îl mulțumesc? Cum vă mulțumesc? Dacă dumneavoastră credeți că dacă luați tot piața dumneavoastră și îți mulțumiți cetățeanul, foarte bine. Și eu nu trebuie eu mai mult, ca să fie mulțumit la păi, dar da, dar Ionică, nu-mi cam. Domnul Postolache, am înțeles propunerea dumneavoastră, scrisă, ați spus, am înțeles, domnul viceprimar, mai este ceva de cuplu. Din punctul ăsta de vedere, eu vă spun, ăștia sunt metri pătrați, 900 de metri pătrați, mai mulți nu avem duc. Ăștia sunt prinși când avem ceva concret. Păi, dar normal că vă anunț, dacă nu am... Domnule, nu vă supărați. Am explicat și mai devreme. Nu pot să spun ceva de mâine dacă nu am o certitudine. Iar când proiectul va fi gata, veți fi notificați în timp util ceea ce se întâmplă cu dumneavoastră. Și rămâne de discutat varianta dacă există posibilitate de relocare pentru perioada execuției construcției, adică pe șantier. Deci, dar acum suntem la discuția cu propunerile dumneavoastră, cum să arate pe viitor cât de cât aceste două clădiri, C2-ul care e pe neindustrial, pe industriali și cele pe alimentare. Domnul Sintor, știți ce vreți să vă zic? Dacă de mâine, din iunie, din august, ca să știm să mai aducem informativ. Nu pot, doamnă, ascultați-mă un pic. Nu pot să dau de mâine orice... Dar nu astăzi, faceți cum doriți dumneavoastră. Uitați, păi dar ce să vă spun eu? După aia să veniți la mine și spun, domnule, ai spus că din iunie, dacă eu nu primesc avizul de la gaz sau de la altă entitate, ce să vă spun eu dumneavoastră? Primarii mi-ai spus să-mi aduc papuci și am adus un papuci. Să-i cumpăr eu acasă, ce să-i fac eu cu ei? Doamnă, dar eu v-aș ajuta, dar dacă pot, deci ce depinde de mine, vă spun, de mâine dacă e ceva de făcut de mine, fac. Dar dacă nu depinde de mine și n-am un proiect finalizat, nu deschid gura, părerea mea că e mai rău să dezinformezi decât să taci. Mai bine taci, dacă nu știi, nu vorbi. Ăsta este punctul meu de vedere. Restul, dacă aș putea, v-aș spune o lună, două, trei săptămâni, ceva. V-aș spune ca să nu vă luați marfă. Eu vreau să fie nimic, deci dumneavoastră nu mai fi. Ați adus aici un proiect pe care, conform și cu celor spuse de George, l-ați recepționat. Doamne, ascultați-mă un pic. Acest proiect va fi supus verificării în tehnice, da? Da, doamne. În specialități. Ascultați-mă un pic. Sunteți în faza de, eu repet ce concluzii care am dat. Sunteți în faza de achiziție a serviciilor de verificare tehnică a acestui proiect. Corect. Înseamnă că acest proiect în acest moment nu se poate schimba. Din punctul meu de vedere se poate schimba, v-am răspuns. Păi dacă okay. Ați la verificat... Haideți, doamne, să mergem cu oamenii ăștia să ia ascultăm. În ce direcție mergem, domnul primar, păi mințim pe acest cetățenii... Tot cu mine aveți o problemă, haideți să ascultăm pe oameni. Eu vreau să întreb încă o dată, eu sunt convins că n-am înțeles, cel puțin după toate... Pentru ce ne-am adunat astăzi aici? Vreau să întreb încă o dată, domnul primar, ați făcut convocarea și domnul viceprimar... Ați înțeles o problemă, domnul Codaș. Vreau să văd dacă ați înțeles toată lumea. Cătălin, te rog eu frumos. Te rog eu frumos. Cătălin, Mihai, deci astea sunt atacuri politice, nu răspundeți. Vă rog eu, nu răspundeți. Lăsați să facă cum doresc, să spună ce ce doresc. Stăm astăzi toată ziua aici și compartimentăm clădirea C2 și C1. Spuneți ce doriți dumneavoastră. Pe subiect nu vorbesc altceva. Bine. Nu vreau să le vindem iluzii, pentru că dumneavoastră aveți un proiect recepționat, trimis către verificator sau faceți toate demersurile pentru a fi trimis către verificator. Proiectantul a fost în comisia ce ține de această analiză a proiectului. Vă rog, spuneți. Păi, ar trebui să fiți atenți. Dar vorbiți oamenilor, nu mie. Vorbiți oamenilor, vă rog. Spuneți, vă adresați cum îi doriți. Domnule consilier, vă mulțumesc.
În caietul de sarcini, l-am citit și spune că se pot face modificări, dar sunt la structură. Sunt. Orice modificare se poate face, domnul Ionuț, orice modificare o poți face prin dispoziții de șantier. Dacă nu afectează structura de rezistență. Deci se pot recompartimenta. Noi nu vindem iluzii oamenilor. Noi le-am spus foarte clar. Sunt 41 de spații cu dimensiunile care le-am zis. Înainte erau 30. Deci nu vindem iluzii. Încă mai este, vreau să vă mai... Deocamdată cu astea suntem. Asta suntem. Domnul, da? Haideți să vă mai dau un argument pe lângă ăsta spus de domnul viceprimar. Trebuie să trimitem documentația la ISU. S-ar putea ca ISU... Exact, asta nu vreau să întreb. Bra, mulțumesc. Încă n-am ajuns la documentația la ISU ca să o trimite. Deocamdată este la partea de structură, deci la partea de perimetru. La interior se poate schimba. Dar dacă asta aveți un punct de vedere că nu se poate, vă rog, spuneți-l acum, aveți libertatea de exprimare. Eu am răspuns de două ori pe subiectul ăsta, nu mai vreau să comentez. Deci s-ar putea ca nici ce facem acum, apropo de dimensiunile căilor de acces, să spună ISU, domnule, nu-i bun 7 metri, e bun 8 metri sau ceva de genul ăsta. De asta am spus, este un proiect în elaborare. Nu este terminat și din punctul meu de vedere se mai pot face compartimentări interioare nestructurale, care nu țin de rezistență. Da, eu am ajuns la concluzia că au fost făcute niște propuneri vis-a-vis de locație pentru flori. Le-am notat pe toate. Toate dacă le-ați notat. Acum cred că urmează o nouă întâlnire unde să veniți cu niște variante pe care să le prezentați tuturor celor din piață și nouă consilierilor. Așa, vis-a-vis de cele. Deci, luând în considerare propunerea și atunci să putem discuta pe concret ce ați propus și trebuie două, trei variante din care trebuie să se aleagă una, pentru că aici nu puteți niciodată să faceți exact pe placul la 41 cât sunt acolo. Și asta deci, e adevărat. Se vor propunerea 1, 2, 3 vis-a-vis de compartimentare și așa mai departe. Sau cum credeți dumneavoastră. Dar acum avem un plan general și s-au făcut doar niște propuneri fiecare în dreptul lui. Dacă considerați că este cazul, ne putem întâlni sau prezentăm o propunere două sau peste o săptămână două, ne mai întâlnim o dată, vă rog să rămâneți după ședință. Uitați-vă pe planșele astea cu rugămintea, este că... Sunt exemplar original. Da, nu le rupem, nu le mâzgălim, nu le facem nimica. O să fie publice, după aia o să fie... Asta este. Vă faceți... Ok. O secundă. Asta e. Deci, nu am o problemă să le arăt, dar, repet, este un document de lucru într-o etapă, da? Nu luați ca final. De-aia facem propuneri. Acum... C1 este pentru produs alimentar, da? Suntem amplasați acum. O să plecăm acolo după ce termina dumneavoastră. Veniți la licitații, la spațiile toate care sunt disponibile. Asta când începe licitații? Să dea Dumnezeu să spunem peste un an de zile să veniți la licitație. Da, e doar o glumă. Care expiră. Deci toate contractele care pot fi prelungite... care pot fi prelungite, le prelungim, iar ele au o clauză care spune că în momentul în care începe șantierul, contractul se suspende. Deci toate contractele care se pot prelungi, se prelungesc. Deci eu de asta n-am vrut să vin să fac valori, să spun, domnule, de mâine fac eu acolo cu tare, până când n-am văzut proiectul bătut în cuie, că am luat odată țeapă între ghilimele personal. Vă informez. Dar puteți să mai veniți de acum, credeți-mă, ne vedem și peste două săptămâni, mai vedem o propunere, mai discutăm, nu m-am ferit de nimeni și vă spun sincer, vreau să continuăm și ședința de astăzi, că mai sunt oameni care s-au înscris la cuvânt și n-au vorbit. Ok. Domnul Baciu, noi astăzi înțeleg că la urmă. Domnul Marcu, mai este ceva de spus? Mai avem de completat. Haideți. Domnul Vice.
Dacă vreți vreau să-i prezentați următoarea planșă legată de strategia alimentară. Da. Ce doi? Bravo, bun! C1 este ăla e C1 de acolo. Asta este C1. Încerc și eu să fie cât posibil. Pe C1, pe mijloc. Deci pe mijloc aici sunt arabile. Acum, ca să înțelegeți, puteți să veniți un pic să vă uitați, nu e nicio problemă. Deci aveți 1, 2, 3, 4, 5, 6, la C2 mai sunt propuneri? Vă rog, domnul Grosu, haideți. 1, 2, 3, 4, cu 4 lori. Deci ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mai încet un pic. 6. Sunt 48 de tara. Da? Asta am făcut deja. Asta am făcut. În momentul în care am gândit compartimentarea, am zis, domnule, dar eu n-am apucat nici să vorbesc tot și nici toate ideile, nu pot să le spui. Deci, când am făcut propunerea de compartimentare, am zis, domnule, cam cât sunt acum, cam ce suprafață avem și câte categorii sunt. Și am făcut un pic mai mare, mijlociu și mic. Nu sunt capă toată lumea cum este acum. O să... Na. Adică măcar unul să prindă fiecare. Bun. Mai este ceva? Îmi spuneți mie și îmi notez. Haideți să vă îmi spuneți mie și îmi notez. Vă rog și luați loc acolo dacă vă spuneți. Oleac, oleac, vă rog frumos. Ha, zi. Obligatoriu, are să știi pentru gradul, pentru aia, aici o să compartimentăm. La carne, dacă vin stat. Aici. Carne, dacă n-ai carne, nu. La tarabă. Da, sau la spațiile astea care sunt. Care au destinații de carne, carne, care lapte, lapte, care scrie alimentar, alimentar la totul. Da. Și astea putem să le facem mai mici, până la urmă. O să rezolvăm. Îmi dați voi, mă ascultați puțin? Vă rog tare mult. Deci... Doamne... Corpul nou, corpul C1, l-am gândit cu 48 de tarabii pe partea centrală. La suprafața de 1000 de pătre. Nu, nu, nu. Păi taraba are undeva la... Deci ai odată 8 metri lățimea. Deci sunt tarabi care sunt și îndeal, domnul Sorin. Nu, domnule, eu ți-am spus... domnul... Câți metri pătrați are o tarabă? Că... V-a spus că ați lucrat pe proiectul, știți? Nu, deci eu nu am lucrat pe proiect, doar am făcut propunerea pentru tarabă. Tarabă da? Standard, de un metru și deci, ceva. Pe proiect a lucrat proiectantul, nu eu. Bun, am înțeles, dar ați deci sunt 48 de tarabi, odată. Avem spațiu pentru comercializare carne de la domnul Olariu, vă rog frumos, oleacă și pe urmă spuneți vreți. Avem un spațiu care l-am conceput pentru ca producătorii noștri, ca virgulă, producătorii noștri să poată, să vândă. Eu știu un porc care l-a sacrificat la abator, eu știu o oaie, o găină, mă rog. Alt spațiu pentru lapte și produse derivate, deci brânză, smântână, ouă. Deci toate și unul și altul vor avea vitrine frigorifice
vor avea depozite frigorifice în cazul că omul vine cu o cantitate mai mare, să nu mai tot plimbe carnea, și mai rămân încă două spații comerciale de 45 de metri pe care le vom putea remodela după discuțiile care le avem cu dumneavoastră, colegii din partid, cu dumneavoastră, cu colegii din Consiliul Local, vreau. Așa? Și cu dumneavoastră și putem, într-adevăr, la 45 de metri, putem deci să compartimentăm. Ar putea da, fi dat un spațiu pe din două ca să poți să faci două spații în loc de unul la patru. Deci, nu e o problemă. Aici vedeți că are ușă de așa, trebuie ușă în interior, nu e o problemă. Nu numai în interior, trebuie la resta în exterior, în are acolo. Aici? Pentru aprovizionare. Da, da, o să le prevedem. E sugestie. Sunt doar două spații de 45 de metri în piață. Nu, mai sunt două. Putem? Sunt doar două spații de 45 de metri cu produse alimentare. Așa. Sunt două spații. Da. Ai încă două pentru carne. Ai așa, unul pentru carne, unul pentru lapte. Da, să ținem un pic așa. Două pentru... Haideți, ca să sunt oameni în spate acolo care poate nu înțeleg sau nu văd. Deci... Domnul viceprimar, haideți că te rog, Alex. Deci, ăsta este spațiul pentru... Luați-o de la margine, de la capăt. Deci, asta este zona centrală, da? De aici cu tarabe, da? Așa e. Aici avem toalete, da? Aici birouri de administrație. Aici avem depozit laborator. Pentru cântare, pentru cântare administrative din asta. Ok. Deci, laboratorul, materiale de curățenie, avem un depozit pentru cei care vând aici, în sensul că dacă au cantități mai mari de legume, de fructe, ce au ei, ce vând acolo, unii le țin în mașină la cald, vara, să le depozitez undeva. Asta este... Aici este un semn de întrebare. Două de depozite ne-am gândit noi. Ne-am gândit noi la două depozite, în așa fel încât să nu stați cu marfa în altă parte, să se strice, să o aveți acolo. Da? Și am zis că se face niște rafturi cumva să depozitați dumneavoastră. Partea asta de aici este pentru ambalaje, că ne cere și nouă DSP-ul, cei care și curățenii și ambalaje. Și aici mai sunt două spații mici, care înseamnă depozitul de deșeuri, cerințele de la DSP. Că o să te întrebi, unii ții curățenia, unii ții ambalajele, unii ții... Și aici scrie depozit ele din coarț, în fin. Asta este partea centrală. Aici avem zona de fluxuri pentru, am reținut bine, domnul viceprimar? Zona de fluxuri pentru cele două spații, pentru că accesul la carne și la lapte trebuie făcut prin fluxuri, trebuie să intri omul să schimbi, să aibă vestiar, să nu cu hainele din de afară, faci vânzare la cele două spații. Avem aici lapte cu carne. Da. Lapte cu carne și mai rămân două spații, două zone de spații care sunt pentru alimentare la modul general, care ele sunt propuse acum în varianta de 45 de metri pătrați în cele două colțuri, dar nu înseamnă că nu se pot compartimenta mai puțin. Ale de lapte și de carne, ce 50 de metri pătrați. Na, suprafață, nu? Suprafață, dar trebuie un pic mai mici. Da. Ok, eu propun ele. Acum, eu propun ele. Compartimentați alea două la un singur spațiu. Deci mai mici faceți trei spații de produse alimentare. La lapte nu vine o societate din cei care vin în piață. Deci vorba de producător normal. Nu vin, din 2-3 oameni, că eu sunt de 30 de ani în piață și văd ce am. Eu propun ele și asta. Să vă mai spun un lucru. S-ar putea ca dumneavoastră să vedeți de 30 de ani și în piață, pentru că erau condițiile care erau. S-ar putea ca în momentul în care, eu știu, se schimbă spațiul, să vină mai mult. Zic, nu dau cu pac. Bun. Deci cam asta este structura lui orice... Dacă cumva credeți că sunt mai mari, vom vedea să ne decompartimentăm. Nu e o problemă. Sigur, da. Da, nicio problemă. Ce asta este corpul. Asta e ce unul. Aș dori și eu să vorbesc în spațiile pentru flori. Unde face dacă... Păi, asta am notat acum. Deci, ori într-un spațiu de ăsta, ori în ăsta. Da? O secundă, haideți să...
Vreți să, vreți să arătăm și C2-ul acum? Dați-mi C2-ul, vă rog. Unii, la. Asta este C2-ul, da? Aici este intrarea de la mai C2-ul, hala existentă, da? Asta e intrarea din față de la tarabilii de acum, da? Asta e lateralul spre B29, ăsta este lateralul spre piață. E clar, da? Și aici sunt mai multe tipuri de spații, exact cum spunea domnul viceprimar, de la 6 metri alea mai mici, la 10 metri și la 20 de metri. Mai multe tipuri de spații, fiecare se încadrează la licitații, cum crede, vin la ăla, mi-ajunge, e prea mare, prea mic, nu poți să-i faci nici toate la fel, poate nu-i bine așa. Le faci prea mari, zice, doamne, e prea scupă chiria. Adică fiecare să-și găsească locușorul cu rezerva că s-ar putea, ca să nu încapă toată lumea. Dar asta nu hotărâm noi. Singura procedură legală e pe licitații. Deci, asta este propunerea. Că ele sunt făcute în propunerea proiectatului din tablă, nici noi n-am acceptat-o. Cum să-mi pui mie tablă? La unei ai văzut un spațiu comercial cu tablă. O să fie din alte materiale. Acum, dacă dumneavoastră aveți altfel de propuneri, domnule, mai mare, că am auzit și pe domnul Postolache și urmează și ceilalți oameni să spună ce au de spus, că am auzit de flori, că am auzit de alte tipuri de astea, ok, de asta v-am chemat. Deci asta este hala C2. Din punctul meu de vedere, e o propunere bună, poate fi perfecționată, dacă dumneavoastră aveți de făcut propunere. Deci, nu mă deranjează să discutăm. Ca să fie înțeles, că mulți nu înțeleg hala asta. Vechile amplasamente își pierd valabilitatea. Da, contractului. Da, da, tot, și complet. Și intră cu licitații nou. Exact. Deci, mulți nu înțeleg, ei cred că se ducă înapoi cu vechi amplasamente. Ca să fie din clar. Ca să fie clar. Și pe platou nou, se face o construcție. Care fac firmă de alimentare, sunt de acolo. Da. Ascultați-mă un pic. Când vom termina, să zicem, cele două construcții, da? Și cu C4, și cu C3, și cu C4, care sunt lăurile. Toate spațiile care vor fi atunci disponibile, să face hotărâre de Consiliul Local, să scot la licitații toate, sunteți bineveniți la licitații și care o să câștige, o să câștige. Dacă o să fim noi și o să vină un grup de chinești, care să vrea mare vorba parte. Vorba cu chinești, dar unii nu au licitații. Dar noi prioritate avem. Doamne, eu, dacă vreți de la mine promisiuni care sunt pe lângă legii, nu pot să vi le dau. Dacă legea îmi permite, dar eu nu știu, dacă legea permite să ținem cont de istoricul dumneavoastră, o să fie treaba asta. Dacă legea nu permite, nu avem cum să o punem. Da? Dar poate găsim alte metode, în sensul că să nu dăm posibilitatea unuia să ia toate spațiile. Că atunci deschizi cu dia Pandorii și vine unul care e un chinez cu mai mulți bani și atunci zice, domnule, eu am câștigat tot. Deci să găsim niște condiții în așa fel încât să fiți protejați și dumneavoastră, să aveți acces acolo. O să o gândim în felul ăsta. Dar e o problemă pe care ați ridicat-o, mă întorc iarăși la problema cu compartimentarea și cum arată piața, da? Până ce ajungem la licitații, mai avem timp să discutăm. Da, spațiile la C3 și C4, care sunt acum nealimentare, vor fi alimentare sau vor rămâne nealimentare? Să știți că au mai fost situații și la Piața Deal și la Piața Vale, în care comercianți au făcut cereri și au zis, domnule, eu aici, pe spațiul ăsta, nu mai vreau să fie alimentar, vreau nealimentar. Sau pentru că piața, adică cerințele clienților dumneavoastră, se schimbă. Câteodată merge ceva, câteodată merge altceva. În principal, destinațiile sunt astea care sunt. Dar tot prin voința Consiliului Local se poate schimba. Pentru că Consiliul Local este cel care hotărăște dacă un spațiu poate fi alimentar sau nealimentar. Să dea Dumnezeu să avem construcțiile făcute și după aia, dacă vedem că ceva nu se potrivește, scoatem la licitații și la alimentare sunt prea mulți și mai prea puțin la nealimentare, Consiliul Local poate să schimbe din destinațiile acestor spații și ne adaptăm în așa fel încât să fie toate spațiile pline. Că asta e și interesul, nu? Toată investiția asta într-un fel sau în altul, după aia se recuperează și se întreține ca să funcționeze cu banii din chiriile pe care le plătesc dumneavoastră. Adică putem să găsim variante.
Dar deocamdată pe proiectul ăsta, așa este început. C1 alimentar, C2 nealimentar, iar la C3 și C4 sunt exact destinațiile care sunt stabilite acum, nu se schimbă de destinație, ci doar se face învelitoarea și pereți. Dar acest proiect este făcut pentru pășcăneni? Sau în momentul în care cu licitațiile, cum a spus, vine oricine, licitează oricine? Oricine licitează. Doamne ferea. Pentru că este... Păi, da, hal aparține primării, normal aparține primării. Ce întrebare e asta dacă e făcut pentru pășcăneni? Dacă e făcut pentru cine? Pentru China? Adică întreabă doar, poate să vin unul de la Piatra Neamț să licitezi. Oameni buni. Orice licitație trebuie să respecte legea. Dacă legea spune că accesul este pentru toți românii, n-are cum tu la Pașcani să faci o enclavă să nu-l primești pe ăla. Când calci legea și, Doamne ferește, faci o licitație, ceva nu-i bun la caietul de sarcini, vine după aia și îți dărâmă tot. Când... Eu dăm soluții cum ar veni acolo compartimentate dacă... O să-i îndrăvați. Dacă n-aveți, ce faci să-i îndrăvați? O să-i îndrăvați. Dar nu spun... Cereți de la mine garanții? Da. Dar nu există dacă în lege nu prevede așa ceva. Poftim? Păi dacă vreți să faceți propuneri referitoare la proiect, dar nu la licitație, dacă vreți propuneri la proiect, vă stau la dispoziție și eu și, și colegii din Consiliul Local. Vedem și ce punctaj vă trebuie. Cel puțin la mine, acolo e super. Domnul primar, deci până la urmă cu acest proiect care este dat către verificare de pregătit... Nu l-am trimis la verificare. Nu l-am trimis. Vom stopa toată acțiunea, da, premergătoare trimitere către verificator și vom relua din nou proiectări, așezări. Eu refuz să vă mai răspund, v-am spus că nu e... Dar e o întrebare de... Dați la proiectant înapoi. Dați la proiectant sau faceți prin dispoziții de șantier. Eu nu vă înțeleg. De ce tot sunteți atât de... Deci se va face prin dispoziții de șantier, domnul... Domnul viceprimar, că văd că ați... Ce va trebui... Ce va trebui să avem... Faceți această modificare prin dispoziție de șantier la planșa respectivă sau veți da către a modifica planșa? Deci... Vom avea o discuție cu proiectantul. Păi nu știe, domnul viceprimar, să dacă asta este cel mai important. Da, este domnul consilier, a zis mai devreme da. Ceva de iluzii. Da. Da. Nu dați iluzia. Așa. Nu dați iluzia că ui. Sunteți mai important decât sunteți. Vă rog frumos. Da? Vă rog frumos. O să avem discuții. Dar o să avem discuții. Dar e vorba că sunt eu important sau nu? Vă rog să mă ascultați. Eu am adresat-o. Vă rog să mă ascultați. O să avem discuții și cu proiectanții. O să vedem ce ne vine de la vize. Vă rog tare. Haideți. Vă rog că ne întoarcem un pic la... Imediat, domnul consilier. Vreți să ascultăm și pe celelalte sau vreți noi să interveniți? Că... Eu, acum, am o listă aici. Haideți să, dacă tot i-am notat pe oamenii ăia și dacă tot, haideți să luăm, da? Domnul Baciu, am înțeles că ați încheiat, da? Haideți, ca a treia oară... Dar am înțeles, domnul Marcu, am înțeles ce a spus dumneavoastră, mi-am notat cu e-grosul. Domnul Buculese, vă rog. Da, florile, varianta electronică și Mirea de Albini, da? Nu, nu, nu electronic, varianta. Asta spus dumneavoastră, o propunere de aș de flori. Ok, florile și Mirea de Albini, atât am înțeles. Eu am zis așa, bine, să și cu Mirea de Albini. Ok. Mi-am notat, domnul Enache. Da? Vă rog. Eu am spus, spațiile pentru lactate și pentru carne sunt prea mari, comparativ cu spațiile pentru alimentare. Acolo mai tăieți și mai măriți spațiile alea, le măriți la produs alimentare. Dar suntem invitați, vizionare, în proiectul final. Și în capăt într-un singur spațiu, așa e cu lactate, deci cu... Nu se vând la un loc. Îți face mai mic. Ok, domnule Rachi, mai este ceva de dispus? Ok, bine, merg mai departe, da? Domnul Slavnic! Domnul Slavnic, vă rog, spuneți! Da. Noi, ca să avem și noi... Grijă, bloc, ca să avem mai mari, unii au acum, momentan, câte 2-3 tarabi, eu una și eu am la tarabi. Deci vreau să vindeți la tarabă, nu? Da.
Ok. Și dacă vreți mai multe tarabi, nu aveți sau mai mari, nu? Eu vara când cu timpul să am și eu artic cu așa, nu? Și unii au câte 2-3 tarabi și eu doar una. Am înțeles. Poți vă răspund, da? Deci în sectorul respectiv unde sunt tarabile, se va împărți în producători și societăți comerciale. Da? Deci producătorii vor sta într-o parte, societățile comerciale într-o parte. Se va stabili pentru fiecare producător un număr de tarabe. Da? Deci nu se va mai amesteca, nu se mai... Ce este societate comercială? Ce comercializează? Adus, eu știu, din depozitele în grode astea, atunci va fi într-un anumit sector. De fapt, vor fi exact ca și acum, numai că atunci vor fi mai bine delimitate și după etichete și după culorile la tarabe, tot. Da? Okay. Bine. Trec mai departe, domnul Slavnic? Ok. Doamna Zmău. Da. Domnule primar, vreau să vă fac o întrebare. Noi care suntem comerciați cu legume și fructe, ne ducem să aducem o mașină de harburi, de pepe. Unde o cărăm în hala care o așa? Sau ne faceți un spațiu amplasant unde să dăm jos, să nu mai descărcăm din mașină? Și mai este o problemă. Unde se va vinde puii care și la ora actuală se vând? Îi faceți un loc pentru mașinile care vin? E un fel de obor, e o legislație separată, trebuie construit un spațiu special. Și trebuie și alte autorizări. Vânzarea de mașină. E o problemă cu piesa. Aici, da. Și acum... Deci mi-a să spuneți vânzarea din mașină directă, da? Piesa porcină. Nu poți să descarci o dubă de 6 tone de varză și să o dai în hală. Și subiectul 2 era vânzarea de animale, da? Animale, exact. Trebuie făcut un spațiu. Pentru ok, mi-am notat. Dacă mai este ceva. Nu, și noi ăștia cu legume și fructe intrăm tot în hală cu producătorii, cu exact cum care noi ăștia cu legume și fructe. Dar toți comercianții de legume și fructe intră. Va fi semnal societății, v-am spus, vor fi separat, adică într-un capăt și producătorii. Noi putem să avem în orice piață, asta pot să vă spun oricine. În orice piață cam, se caută cam 70% din piață să fie pentru producători. Legea spune minim, da? 40, deci, trebuie să fie destinat pentru producătorii locali. Minimum. Minimum. 40. Deci ăla va fi cu... Deci noi vom siguranță. Merge pentru maxim. De ce? Pentru că am avut și îndeal solicitări și n-am apucat și ca să împăcăm și capra și varza, vom vedea cum vom stabili pe fiecare producător câte tarabe să aibă, pentru că ați văzut, e bună dreptate, stă cu solarul, cu marfa în solar și n-are unde să o desfac. Din cauza asta noi... Nu înțeleg. Spațiu mic de expunere. De asta am gândit-o și cu depozitul de rece. Pentru că nu vrem să transformați locul din tarabe în stive de... să strângem marfa și acolo o să fie într-o cameră unde să fie temperatura mai joasă. Duceți-i marfa și să pui pe tarabe. Acolo o să aveți posibilitatea și de a spăla marfa când o aduceți și o depozitați în partea. Aveți posibilitatea ca la momentul spălării, curățirii, să depozitați frumos în selectiv gunoiul care va fi scos de acolo. Noi ăștia avem, putem să ne luăm și spațiu comercial ca să putem depozita, că doar nu mă duc să aduc o lădiță de roșii sau o ladă de banane. Păi nu știu acum ce să vă spun, că putem, nu putem. Depinde și... Vă întreb ca să știm. Păi și eu vă răspund, eu știu ce putere aveți dumneavoastră financiară, că o să trebuiască să plătiți. Am înțeles, da? Ascultați. Deci pentru tarabă se va plăti normal la metru, da? Și pentru asta e altă treabă, tot la metru. Da? Deci dacă dumneavoastră o să aveți posibilitatea în urma licitației să aveți și tarabă și un spațiu,
E treaba dumneavoastră, eu nu vă spun, haideți sau nu veniți, da? Nu, dar nu pe aia să spuneți că nu puteți participa la licitație pentru că sunteți cu legume și fructe. Asta este problema. Dacă sunt două spații de 45 de metri... Vorbim despre cei cu legume și fructe. Depozitul în partea cealaltă. Da? Depozitele pentru legume și fructe de partea cealaltă. Deci trei. Nu poți să iei spațiul alimentar, că o să spui tu depozit de fruct. Deci, să știți că nu e normal ca eu... S-a spus de legume. Deci, vor fi spații scoase la licitații cu destinația de vânzare, nu cu depozitare. Iar cei care au tarabe acolo pe mijloc deci și au produse, vor avea la dispoziție o suprafață de cât este acolo pentru fiecare. Nu poți să-i dai la unul mai mult. Zici, domnule, ai tarabă, ai și spațiu de depozitare. Corect. Cât ai acolo? Un metru la depozitare, doi metri, să-ți mai ții ceva marfă. Nu poți să-i dai, zici, domnule, ai... Iar la chestiunea cu tarabele, e o regulă care ar trebui să fie făcută și acum. Nu știu cum funcționează exact. Vă spun sincer că nu știu chiar fiecare tarabă din piață astăzi, de la 1 la 40. Nu poți să știi primarul chiar ce se întâmplă exact acum... Câte tarabii sunt date la... Tarabii care sunt pe societăți sunt puse. Am înțeles că sunt părcite. Deci aveți acces acolo și dacă vreți să veniți la spațiu comercial alimentar de vânzare, pentru că vă spun sincer, mie nu-mi place ce se întâmplă în zona aia de acolo, dar așa sunt făcute contractele, nu putem să le anulăm acum. Pe zona dinspre stadionul Locomotiva sunt unii comercianți care și-au luat spațiu pentru depozitare. Iar în momentul în care ei au făcut depozitare acolo, au stricat vadul. Pentru că cel care are magazin, lângă el mai are două depozite, pus folii în geam, cine mai trece pe el pe acolo? Dar dacă ar fi deschise toate magazinele acolo, se face trafic la rotund. Vine clientul, se duce și pe acolo și pe acolo. Dar contractele sunt cum sunt făcute. Iar un contract trebuie respectat. Următorul care îl faci, trebuie să-l faci bun. Ca să-i spui omului, domnule, deschis și vins. Nu îți închiriezi spațiu ca să-l ții închis. Că nu-i corect, pentru că strici vadul. Așa vine unul și face de mâine un depozit acolo și care client mai vine, mai intră în piață în vale? Eu ce mă duc să văd geamurile pline cu folii sau cu ziare? Mai am o întrebare. Cu ce este construcția C2? Cu sticlă? C2-ul este ăsta existent acum. Nu, C1. C1. Pentru legume fructe. Este făcut din zidării, din cărămidă. Din ce cărămidă? Beton și cărămidă, așa, da. Așa, puniți aer condiționat înăuntru? Da, și depozitele dacă au... Depozitele au, că au. Au și va fi climatizare. Păi la tarabii, deci tot prin... Da, domnule. Da, da, da. Altfel e jale, dacă nu. Da. Marfa se strecă pe tarabii. Am înțeles, dar cumva e gândit și ca suprafața vitrată să nu fie foarte mare. Sunt niște luminatoare din proiectele... niște luminatoare să curgă un pic de lumină, să fie, Doamne ferește, să ia curentul. Aer condiționat nu trebuie din astea, trebuie industriale. Am înțeles, ok. Deci aer condiționat industrial, că dacă puneți de astea, n-au nicio efect ca în hală. Am înțeles, am înțeles. Putem merge mai departe cu oamenii. Domnul Blaga, vă rog, propunere. Cum? Spațiile să fie egale tarabile și... Dacă e de două, dacă ai tu două, două, nu tu patru, eu tu două. Să fim tot la egalitate, cât de cât. Stați, domnule, alea, că când nu am... Să dea Dumnezeu să ajungem acolo. Stați un pic așa, ca să-ți înțeleg. O tarabă are... 2 metri. 2 metri pătrați. Un spațiu comercial de vânzare tot 2 metri să aibă? Nu. Egale... Nu, între ei, zice, să fie în care să aibă aceeași... Să nu vină acolo trei tarabe, unul... Am înțeles, am înțeles. Ok? Bun, dar dumneavoastră putea să veniți la licitații în stânga-dreapta. Da, înțeles. Aceeași normal. Nu e mic. Ok, am reținut. Deci vreau să spuneți că egalitate, tratament e egal pentru cei care vin la tarabă, da? Doamne, vom vedea cum poate e o persoană care nu are de unde să achite două tarabii și nu vrea decât una. Păi de asta vă spun. Stați-o alea că să ajungem acolo. Domnul Gab, mai este ceva sau pot trece mai departe? Ok, domnul Gabor. Eu vreau să revenim în prezentul cam dată că
concret nu este nimic. Așa este. Când ajungem noi la viața aia modernă, mulți dintre noi poate să nu mai fi, ne ducem, crăpăm și așa mai departe. La condițiile care avem, da. Vreau să vă spun cu condițiile actuale și în condițiile care o să urmeze cu 30 grade, 35 grade apare, soarele bătând pe marfă, iar o să dăm faliment toți de acolo, care stă la tărâm. Vreau să vă propun să facem un prezent, până o să facă piața asta modernă, să facem minim de condiții, să nu ne mai bată ploaia, să nu ne mai bată vântul, să nu ne mai bată soarele. Să putem să facem, să ne dați voie, să facem ceva acolo, că nu putem stăm în piața aia. Am vrut să facem și noi, stimate domn, dar îmi trebuie autorizație de construcție. Nu pot să fac o autorizație de construcție la un proiect care deja este... La acoperiș trebuie autorizație de construcție, credeți-mă. Deci am gândit-o în toate felurile și ne-am consultat. Cum să o facem? Pot să faci o... Ceva să punem deasupra, nu neapărat să construim. Dacă punem deci ceva deasupra, o pregătire, ceva, nu trebuie construcția. Da, doamne, aveți dreptate, da? Tot știți cum nimeni e cu reclamațiile. Dar nu turnăm vetoare domn primar. Ascultați-mă puțin, nimeni nu spune că nu aveți dreptate. Dar, gândiți-vă dumneavoastră, v-am ascultat, vă rog să mă ascultați, da? Dumneavoastră spuneți că să punem ceva deasupra sa... Dacă ferească domn, vine oportun, se întâmplă un eveniment dintre ăsta, nu răspuns. Care este o săptămână la piață? Acum sunt aceleși cârpi care erau cu un an de zile, aceleași cârpi sunt. Trebuie, ceva trebuie să iese. Deci, eu v-am ascultat, ați spus de ceea ce se întâmplă acum, eu vă răspund așa, că și eu am vrut să fac o chestiune provizorie acolo, mi s-a spus în felul următor. Tot beton sau face acoperiș și îți trebuie autorizație de construcție. Lăsați-mă, doamnele. Îți trebuie autorizație de construcție, da? Abia așteaptă reclamații să se facă. Domnule, numai. Deci credeți-mă. Ascultați-mă, rămânem la proiect. Rămânem la proiect. Executările silite și o dat jos. Rămânem la proiect. Așteaptă unii să fac reclamații. Cine a făcut... Nu prevede legea... Piața cu dumneavoastră în piață mare, cine a făcut-o? A făcut-o altcineva? Nu mai vorbim. Trebuie să o soluție până la piața asta viitoare. Nu mai vorbim. Să facem acum ca să mai rezistăm în piața asta, că noi nu mai rezistăm. Degeaba vorbim noi în viitor câte 2, 5, 10, 20 de ani. Dacă noi astăzi nu putem să stăm în condițiile astea în piață. Noi am înțeles, acum, domnul Gabo. Desfășurăm activitatea în piața asta. Am înțeles ce ați spus. Vorbim de prezent mai târziu. Am înțeles, ați spus o soluție provizorie. Să căutăm, am mai fost acum 2-3 luni de zile, iar ne-am adunat atunci, o să găsim o soluție, nu s-o găsim. Ați mutat tărăbile, ați făcut acoperișul ăla de un metru pe un metru, Păi, uite, vă potesc să veniți acum cu noi în piață, să vedeți că marfa mea acoperită de zapadă, cum o bătut marfa, marfa aia o arunc. O arunc marfa aia, că n-ai să fac cu ei, că la noapte sunt minus 1 grad, minus 2 grade. Eu și cu ei aici, da. Cine n-are contract nu stă în piață, ascultă-le. Asta e regulă. Ai contract, stai în piață. N-ai contract, nu stai. Da, n-ai contract? Am unul și bani când stau acasă. Am înțeles. Deci n-aveți contract, nu stați în piață. Acolo n-am ce să negociez. Uitați, putem să luăm două corpuri. Putem să le punem acolo. Asta încerc să gândesc. Pe în corp sau prin altceva de găsit o soluție mai mare în așa fel încât nu trebuiască autorizații de construcție. Trebuie găsit o variantă, am înțeles, acoperiș cât provizor, fără autorizație de construcție. Nu poți să faci autorizație de construcție pe un proiect care acum este în desfășurare. Ce să-i fac? Bun, domnul Postolachi mai este sau a plecat? Nu este. Vă rog, mai aveți ceva de spus? Deocamdată. Erați trecut aici pe listă. Mulțumesc, domnul Postolachi. Altcineva care vrea să mai ia cuvântul? Dacă nu, domnul consilier Pantazi s-a înscris la cuvânt. Poate și o propunere și o întrebare. Lucrările, când o să înceapă, pe tot și pe platou și pe hală, și ce unul și ce doi totodată o să fie... Așa scrie de la plasament. Etapizat. Adică noi am, am vrea, etapizat, că vă dați seama că o să fie... Toți vrem asta. Toți vrem, voi vorbiți, scrieți-vă, numai eu vorbesc. Așa
Înțeleg că Breda pentru că avem salarii. O să vedem o leacă, nu știu, vă... Deci sunt 20 de ani, 20 de ani care chiar din asta trăiesc. Trebuie de dacă se poate. Dacă se poate, am înțeles, e tapizat. Am 7 angajați care le plătiți. Mi-am notat, vă rog. Da, domnul Pantazi, vă rog. Întâlnirea de astăzi, din punctul meu de vedere, comportă trei aspecte. Un aspect privind investițiile care se vor face acolo, un aspect imediat, așa cum spunea domnii, se lua niște măsuri imediat și de a schimba cât de cât condițiile de acolo, și un aspect în momentul când se va finaliza proiectul, toată documentația, și se va da ordinul de începere a lucrărilor, va trebui o parte să fie relocați din zona pieței. Da. Scurt, am să încerc să explic câteva aspecte vis-a-vis de acest proiect mult discutat din piață. Noi am început documentația și ăsta este studiul de fezabilitate pe care l-am conceput în 2019 și în 2020, când am predat primăria, se afla în fază de licitație. În fază de licitație, din câte am înțeles, au fost doar un singur ofertant care a venit și a licitat proiectarea și execuția. Pentru că așa a fost caietul de sarcini, s-a scos la licitație proiectarea și execuția. În 2021, la începutul anului, în martie, februarie, s-a semnat contractul de lucrări. Contract de lucrări ce însemna? Proiectarea și execuția. Proiectarea parmi să avea un termen de 3 luni sau 6 luni să aibă loc concepția și lucrul proiectului tehnic, urmând ca după 6 luni de zile să dea ordinul de începere și să înceapă lucrările. Nu am înțeles de ce, am înțeles în mare de ce s-au tergiversat atât de mult și din 2021 suntem în 2023 la 2 ani de zile și discutăm în continuare de acea fază de proiectare, că noi aici suntem, în faza de proiectare. Nu este încă un proiect asumat, astfel încât de mâine sau la finalizarea proiectului să înceapă lucrările. Corect. În această etapă ne aflăm cu aceste materiale care le avem pe masă, care la rândul lor comportă și ele niște aspecte vis-a-vis de acolo. Problema cea mai complicată în piață va fi avizul de la PSI și de la DSP, pentru că sunt produse alimentare și vor trebui întrunite anumite condiții din punct de vedere al incendiilor și din punct de vedere al situației alimentare. Ori, nu știu, din ce înțeleg eu, este un proiect predat, urmând ca ulterior să fie predat pentru a fi verificat, deci verificat de verificator și asumat și stampilat, parafat, după care probabil să meargă pentru avizie. Deci noi astăzi nu știm dacă, din punct de vedere al gândirii, conceptului actual de compartimentare, această documentație va fi avizată de, și m-am referit la cele două care sunt mai importante, și celălalt, și gazul, și apa, și dar astea două vor genera anumite criterii, anumite culoare care vor trebui absolut necesare pentru a nu intra în contradicții cu legislația în domeniul respectiv. Din punctul meu de vedere, eu cred că această documentație încă mai durează cel puțin 2-3, poate chiar jumătate de an, până când se vor primi toate avizele. Pentru că nu duci documentația astăzi și mâine primești avizul. Asta este un aspect. Un alt aspect îl reprezintă partea de legalitate a procedurilor. Deci s-a scos la licitație un studiu de fezabilitate cu o anumită valoare și o anumită configurație și ulterior
s-a umblat, din câte am observat eu, și la structură, și atât timp cât s-a umblat și la structură, deci e clar că se modifică indicatorii de fezabilitate, deci va trebui aprobați. Aprobați indicatorii, ca și indicator, deci proiectul acesta tehnic va deveni ca un fel de studiu de fezabilitate, după care, din punctul meu de vedere, va trebui scos din, la licitații din nou lucrări de construcție. Pentru că s-au cheltuit niște bani pe aceste proiecte, s-au cheltuit niște bani și când vine Curtea de Conturi și întreabă, îți verifică dacă ai urmărit, ai urmărit tema proiectării și ai dus-o la, la îndeplinire, dacă nu, vrei să dai banii înapoi. Deci, ca și prizon de timp, părerea mea că anul acesta nu se va începe nimic în piața din Boale. Dacă domnul primar spune că începe, da, poate are argumentele dumnealui. Dar anul acesta, efectiv, nu se va începe nimic în piața din Boale. De aceea, trecem la etapa cealaltă de asigurat cât de cât condiții pentru moment în piața din Boale. Eu, din câte știu, sunt aduse vreo 20-25 de... Tarabe, da, aduse de la Consiliul Județean. De ce nu încercați să găsiți acolo... A, căsuțe. Căsuțe de la Consiliul Județean. Da, le aveți alea care erau pe esplanadă. Da. Și de asigura cât de cât condiții la oameni, dacă, dacă există posibilitate de a fi amplasat în, în piață. Eu, deci e o propunere și asta, da. Da, deci o sugestie. Dacă nu, de căutat... Dacă nu, de căutat un corp mare sau niște corpuri acolo ca să asigur cât de cât condiții la, la oameni. Dar pe termen lung va trebui gândit o relocație. O relocare în preajma vieții. O locație pentru relocare. Nu dau un exemplu acum. Deci e parcul ăla în față acolo... Că sunt acolo pe un moment, știu de... Unde îmi par, domnule președinte? Jumătate de, de an, jumătate de an, cât o să dureze și cu cât se va angaja constructorul să execute investiția. Deci, practic, noi astăzi suntem în faza de propunere, de propunere, de proiect, proiect tehnic. Deci, până când se va finaliza proiectul tehnic cu toate avizile, o să mai dureze și o să dureze, o să vedeți destul de mult timp. Pentru că te duci cu o propunere și ți-o dă înapoi că nu corespunde din punct de vedere al legislației. Dar până se va ajunge în faza de a da ordinul de începere, o să mai treacă timp și o să vedem etapa cealaltă. De asta și noi comercianții din C2 venim și cu propunerii, dar și cu rugămintii, ca să fie etapizat. Întrebarea mea este, de ce a durat atât de mult? E vorba de 2 ani de zile. 2 ani de zile nu s-a făcut mare lucru la... S-au încercat niște scenarii, s-au venit cu niște propuneri fără să concretizeze nimic. Exact, dar dacă ați terminat, ca să nu vă... Deci eu opresc. Nu vreau să intru din punct de vedere politic. Foarte bine, deci mă bucur. Deci ați văzut că am discutat pe lucruri certe, reale, situația care, în care ne aflăm astăzi și ce ar fi de urmat acolo în perioada următoare. Acum, dacă îmi permiteți, vreau să vă întreb propunerea pentru relocare. Unde ați spus că în parc? Unde? Parcul dinspre gare. Piațeta Aliama. Piațeta Aliama. În fața Franței. Deci de găsit o zonă. Piațeta Aliama. Spre gare. Da. Ia farma acolo. Nu la Riama. Nu la Riama. Ia farma. La B29, da? Exact. Intersecția acolo. Nu o să fie o problema e la spațiu verde acolo, că știți dumneavoastră, spațiu verde e intangibil, dar trebuie să găsim o variantă. Deci mi-a venit da. Tot pentru oraș. Da, e provizorii, trebuie găsit. Deci, e o chestie provizorii, deci nu dau autorizații de construcție, dar... Să știți că ne-am gândit și noi ca variantă de relocare, că am zis, domnule, unde ar putea să fie? Varianta, bineînțeles, în apropiere acolo era... Terenul locomotiva, da, terenul locomotiva, una, că s-ar strica complet, să zicem, a doua, e dat la Ministerul Învățământului, așa deci așa. Nu poți să te atingi de el. Că e dat liceului, nu este al, este al orașului ca proprietate, dar e dat la liceu. Și acolo n-ai cum să te apropii. Mai era platforma din față de la Penny Market, să zicem, zona aia de la, ne-am gândit noi, dar este departe și nu este vad și de asta eram foarte curios, l-am întrebat pe domnul consilier de două ori,
ca propunere, da, în față la B29, dacă reușim să rezolvăm cumva cu spațiu verde, cu spațiu verde, știți, atunci trebuie să găsim o variantă acolo, nu știu, poate o chestie provizorie, cu promisiunea că se reface după ce se... Provizorie. Da. Da, trebuie să vedem, să întrebăm la mediu dacă este posibil. Interesant ar fi și dacă am putea, spre exemplu, parcarea de lângă stadion să o asfaltăm sau să o betonăm și atunci am putea amplasa niște corturi acolo. Exact, până în stadion. Un cort pe parte, un cort pe parte și comercianții, unii cu tarabele acolo. Te văzut dacă e dată la... Mă gândesc că ar fi... Da, niște costuri de proiectul ăsta și nu știu proiectantul de câte ori tot o să-și asume anumite variante. Vreau, dacă îmi permiteți. Noi n-am făcut nicio plată la proiectant. Pentru că proiectantul a avut în temă să facă o piață conform contractului, până în 9 milioane. El când a venit cu un produs de 21, noi ne-am uitat la el, l-am semnat de primire în sensul că mi l-a dus curierul. Ne-am uitat la el și am zis, dom'le, dar nu e ăla ce ți-am cerut. E ca și cum eu fac comandă papuși 44 și îmi trimite 47. Ce să fac cu el? Păi nu e ce ți-am cerut, ia-ți-l înapoi. Și l-am dat înapoi și am zis, dom'le, fă-l ceea ce ai pe contract. Nu trebuie să te uiți la mine, trebuie să uiți la contract, citești acolo. Și scrie, o hală cu tare, valoare, 9 milioane, așa, așa, fă ce ai de făcut. Și el tot când nu înțelege, când nu înțelege, tot în stat, eu vă spun sincer, foarte dificil. O secundă. Și atunci am spus, domnule, te rog frumos, contractul care l-ai, ăla să-l menții. Nu în plus, nu în minus, fă ce ai acolo. În sfârșit, o înțeles cu greutate, s-a apucat și a făcut propunerea 2, care se apropie mai mult de ce avea pe contract acolo. Aici domnul consilier are dreptate că sunt niște deviații de la propunerea inițială. Iar dacă va trebui ca să mergem în Consiliul Local din nou cu propunerea asta, o să mergem în Consiliul Local. Consiliul Local este forul decizional și acceptăm sau nu acceptăm. Dacă acceptăm, după aia dăm drumul mai departe și vom vedea dacă contractul actual se mai încadrează pe voința Consiliului Local. Că dacă nu se încadrează, atunci rămânem doar la etapa în care avem un proiect, iar execuția se scoate din nou la licitație. De aia, repet, nu pot să dau termene, pentru că nu știi cum se duce treaba într-o parte și în alta și nu pot să-i pun pe oameni la să cumperi marfă sau să vândă marfă, pentru că nu ține de mine, ține de ce se întâmplă și ce putem face. Vă rog. Alte întrebări. Ați semnat procesul verbal de predare cu mine al contractului a proiectului decembrie anul trecut, în valoare mare. Doamne, ascultați-mă un pic. Ați zis că ați semnat. Doamne, am primit proiectul. Semnarea înseamnă două Doamne. Porți, dumneavoastră și proiectul. Am promis că nu, deci eu v-am răspuns. Pentru că, adică, de foarte multe ori am pus întrebări. Doamne, când primești un colet, când primești un colet, îl primești că l-ai semnat. Când te uiți în interior, noi ne-am uitat în interior, acum înțelege toată lumea, nu? Ne-am dat seama că este necorespunzător, l-am înapoiat și ei au acceptat, doamnă, după aia, că au greșit proiectul și s-au apucat de al doilea proiect. Factura emisă e ștornată sau ce se întâmplă? Da, este ștornată. Deci, din punct de vedere al actelor de document, eu așa știu că i-am făcut notificare să facă ștornare. Exact dacă s-a ștornat, nu s-a ștornat, ci în contabilitate n-am cum să știu. Dar noi ne-am făcut... Avem o corespondență cu el, din câte știu eu, pe subiectul financiar, pentru că am spus, nu pot să-mi dai o factură, pentru că produsul livrat este neconform. Ideea este că s-ar putea să ne dea în judecată și noi ca Consiliul Local, ca primărie, să fim împrejudiciați. Dacă ei s-au apucat de proiectul 2 și au acceptat în documente scrise că prima lucrare făcută de ei este neconformă, să ne dea în judecată. Da, au spus că recunosc, sunt niște minute de ședință pe care le aveți la dispoziție, care spune, da, domnule, am acceptat, vom face, vom reface ăla, într-adevăr, găsim alte soluții și reconfigurăm. Deci, plus am și ședințe, credeți-mă, și minute de ședință, nu știu, ultimele care au fost pe online, unde am participat și eu, le-am spus să înregistreze, să-i facă, să vadă că nu ține de primărie, deci nu pot să-mi reproșez nimic. Vă spun sincer, e doar ghinionul tuturor că avem un proiectant care nu se mișcă cum ar trebui să se miște. Da, o secundă că am... Aici un pic interpretarea dumneavoastră este cam forțată, domnul primar, că nu are
când nu a recunoscut, a spus, da, domnule, a greșit, nu. Cum a spus că la cererea dumneavoastră o să le facă, n-a spus sub nicio formă. Okay. Știți prea bine că au fost destule minute care au spus că acea configurare a proiectului ăla mai scump, că a fost la cererea dumneavoastră și la cererea domnului viceprimar. Opresc. Fapt pe care nu l-ați recunoscut niciodată. Asta e definit de la unul la unul, dacă vrea să fie sau da sau nu. Da? Ideea este în felul următor, că mă bucur că în sfârșit am să înțeles după 2 ani de la semnarea contractului de începerea lucrării la proiectării, că trebuie să stați de vorbă și cu comercianții din piață, pentru că ați refuzat dialogul și cu consilierii locali. Nici măcar consilierul local nu i-ați convocat la toate ședinții și de fiecare dată v-a dus aminte. Eu am cerut documente, da, și mă refer la prima parte până la proiectul de 21 de milioane. Nu mi s-au dat toate documentele care am revenit cu, a trebuit să revin cu o cerere, nici astăzi n-am primit diferența de documente vis-a-vis de transparență, da? Acum sper ca să luați în considerare ce ai spus de către domnul viceprimar. Vreți să mă înjurați, înjurați-mă așa cum era altă chestie. Acum am învățat, mă înjurați de fiecare dată. Cum mă sunt distrușit. Asta-i părerea dumneavoastră. Nu, asta e nu părerea mea. Vă spun și domnul primar că a fost încărat dumneavoastră și vă poate confirma. Dacă nu vă aduceți aminte, nu știu acum ce stare era. Discutăm de piață sau de capație. Să mă lăsați să vorbesc, dar nu mai comentați. Bucurați-vă. Bun. Ideea e în felul următor. Acum chiar mă bucura dacă să țin cont de ceea ce au spus comercianții, că până acum n-ați făcut-o. Doi, gândiți-vă foarte bine la relocarea piezei, pentru că după aia o să spuneți odată că trebuie să ne facem o ședință, să vedem. De fapt, dumneavoastră ar fi trebuit să aveți soluția, pentru că eu mi-aduc aminte că la un moment dat domnul spunea, avem soluția, dar va fi o surpriză. Surpriza este astăzi că nu avem nicio soluție. Da? A spus-o în enumărat rânduri, în conferințele de presă, nu mai voi ce spun, asta e problema domnului Lirot, da? Fiecare, trebuie să aibă, cum spun eu, discernământul și capacitatea de a ține minte ceea ce a vorbit. Da, mă rog, asta e din nou altă discuție, da? Bun, ideea e în felul următor. Vă rog ca pentru viitor să aveți soluții de relocare. Da, domnul consilier, am înțeles. Subiectul ședinței nu sunt eu astăzi, este piața și cu ce merg. Iar răspunsul... Da, am spus altceva din afară de piața? Da, de mine, că dumneavoastră, da, când ați făcut... Da, dumneavoastră sunt de celălalt... Sunt minute în care scrie că a cerut modificare. Domnule Rebu, eu vă las... Păi, acum... Te rog eu frumos. Acum mi-ați cerut clarificări și eu vă spun că sunt minute în care... Spuneți ce doriți. Proiectantul v-a spus. Modificările respective vor aduce prețuri mai mari. Și așa okay. De greu. Când nu vreți să recunoașteți, asta e povestea. Asta depinde iarăși de individ, da. Okay. Așa e proiect, așa e... Da. Bine, domnule. Mai aveți ceva de adăugat? Nu. Mai este cineva care vrea să mai spună ceva? Dacă nu, vă propun să închidem ședința. Dar totuși așa, ca și orizont de timp, ca să plece totuși oamenii de aici, ca și orizont de timp, după dumneavoastră, când considerați că o să înceapă lucrările la acest obiectiv de investiții care de 3 ani de zile se așteaptă să se înceapă lucrările acolo. Deci, repet. Pentru că au trecut 2 ani. Am înțeles. M-ați pus o întrebare și... Da. Deci, dacă nu vroiam să fac piața, nu se termina licitația, nu semnam contractul de execuții, nu dădeam ordinul de începere a lucrărilor. Și nu aveam toate corespondențele și ședințele de lucru care sunt la dispoziția tuturor, aici sunt ședințe de lucru, și era un subiect care nu mă interesa. Nu mă întâlneam nici astăzi cu dumneavoastră. Deci, noi am făcut tot posibilul să mișcăm acest proiect, mai ales cu proiectantul, că executantul nici măcar nu a ajuns la execuție. Deci, astăzi suntem spre finalizare cu documentația. Nu pot să dau termene și nu cred că este corect să dau termene atâta timp cât dumneavoastră ați explicat foarte bine toate variantele posibile. Dacă ISU schimbă, schimbăm și noi. Dacă schimbă proiectantul, schimbă și la verificator. Dacă DSP o să mai cere ceva, după ce luăm toate avizele și după ce avem toată documentația făcută, eventual și autorizație de construcții, bineînțeles, trebuie să venim în fața Consiliului Local dacă există diferență dintre SF, dintre DALI, de fapt, dumneavoastră vă pricepeți bine, între DALI și proiectare. Pentru că nu putem merge mai departe fără acordul cu Consiliul Local. Și dacă Consiliul Local aprobă, poate nu aprobă, deci cum pot să dau eu termenii?
poate Consiliul Local aprobă sau nu aprobă. După aia mergem la perioada, la cealaltă etapă. Deci nu pot să dau termeni și nu este corect să dau termeni. Dacă cereți de la mine astăzi un răspuns, nu vi-l pot da pentru că nu este corect. Agenții economici care au contracte de expirate sau urmează să fie, să încheie contractul din spațiu la licitații în continuare? Știți și dumneavoastră că sunt contracte de licitație care prin voința Consiliului Local de acum, nu știu când, un an, doi, trei, așa, au posibilitatea să prelungească etapa cu încă jumătate, dacă reține-o bine. Deci toți cei care nu au, atunci contractul se încheie și se reia procedura de licitație pentru acel loc care trebuie să fie liber. Este lege, nu este negociere. Nu, era în contextul în care veți urgenta, că trebuie să urgentați. Eu zic așa, până când nu avem, deci pe axa timpului, până când nu avem o certitudine cu proiectul ăsta, care putem să le comunicăm oamenilor, noi ne vom comporta, să zicem, normal, în sensul, contractele care sunt merg mai departe, dacă se eliberează spații, se scot la licitație și mergem cu ele, în continuare. Asta este interesul. Deci până când nu avem o chestie clară, ne comportăm ca și acum. Cu licitații, cu contracte, cu prelungiri, cu activitate. Am înțeles propunerea de îmbunătățire a zonei de acolo. Din momentul în care vom avea ceva concret, toate etapele parcurse, atunci vom face o informare publică tuturor domnilor. Începând cu data de cutare și lăsăm o perioadă de timp pentru asta era soluție, da? Să ne mutăm de acolo sau să închide. Sperăm să găsim o variantă de mutat ca să vă continuați activitatea economică. Pentru că e foarte greu să închizi o firmă, stai 2 ani de zile pe tușă și după aia te apuci de treabă din nou. Deci o să încercăm să găsim o relocare. De aia am fost chiar curios să văd propunerea domnului consilier Pantazi, pentru că și eu sunt interesat să găsim o soluție. Oamenii trăiesc din asta. Păi clar, deci atunci de ce să le cam o lună jumate să-i anunțăm înainte să știe... De asta și tot timpul am spus, dacă se face etapizare, ăștia din platou vin în hală și ăștia din hală, de-aia... Doamnă, am reținut de la dumneavoastră, dar repet o chestiune. Astăzi este un contract semnat de proiectare și execuție. Da, dar în momentul când vine... Execuția este semnată. Ascultați un pic. Deci, ca să fie clar, contract de proiectare și execuție. Suntem undeva la proiectare ceva. O să terminăm. Dacă contractul de execuție este încă valabil și îl păstrăm, vedem ce scrie la el. Dacă nu scrie etapizat sau zone, trebuie să vedem dacă constructorul poate acceptă el. Eu știu, doamnă, da? Asta zic. Dacă constructorul acceptă, domnule, mă ocup de jumătate, dar semnătură să dea că acceptă, atunci încercăm cu el treaba asta să o facem pe zone. Dar, repet, poate contractul ăla nu o să mai fie valabil. Poate o să fie valabil. Vă rog, domnul consilier. Vă contrazic aici pentru că cel care e parte în contract, el a impune modul de a se desfășura în șantier. Deci ideea de când s-a pornit cu acest studiu fezabilitatea a fost de a se lucra etapizat. Că nu poți să scoți pe toți oamenii de afară, că n-ai afară de acolo, că n-ai unde să-i duci, efectiv. Dumneavoastră ați făcut contractul. Deci știți. Nu e făcut de mine, e făcut de mai încheiat. Deci nu ați contractul de lucrări, nu de mine, că l-ați încheiat. Licitația e făcută dumneavoastră. Dar am auzit astăzi atât de mult, dacă dă Dumnezeu, ne rugăm cu toții să fim sănătoși. Foarte mult am auzit, dacă dă Dumnezeu și dacă. Deci, asta trebuie să vă prognozați ca un orizont de timp, să spuneți, domnule, într-un an de zile o să rezolv problema asta. După un an de zile dau ordinul de începere. În 6 luni, în 3 luni. Păi, și așa s-au prelungit 2 ani de zile și tot dă-mi vina pe proiectantul ăla. Acolo avem un contract. Un contract de prestări de servicii unde are obligații și clauze. Da, corect. Are clauze. Da, de ce nu ați acționat în instanță până acum? Păi, vreți să închidem cu... Să-i cereți daune. Dumneavoastră că propuneți... Acum să închidem cu el tot, da? Eu propun, deci nu sunteți ordonatorul de credite. De ce propuneți? Sunteți ordonatorul de credite. De cine a răspuns totuși de proiectul ăsta?
Domnul, care e propunerea dumneavoastră? Spuneți ce doriți, vă rog. O răspuns. Cine o răspuns? Primăria. Ce propuneți dumneavoastră? Toate se duc spre primar. E clar că primarul în final este responsabil tot ce se întâmplă. Am înțeles și eu le-am împins din spate cât am putut. Nu, n-a vrut să facă. Ce să-i fac eu? În acest moment nu putem ști. Anul ăsta e o lege. Îmi dați voie să fac o prognoză. Anul ăsta nu se mai cică lucrările. De 2 ani de zile înseamnă că nu este bun. Bun, avem varianta să mergem cu el înainte. Dacă el s-a întins atâta, dă dovadă că nu poate. Am înțeles. Avem varianta să mergem cu el înainte sau varianta să o închidem de mâine. Nu-i mai amăgeți, domnul Obisului. De atâtea ori am spus că... Am dat-o pe politică. Ne luați licitația. Am înțeles. Sunt afirmații noastre publici în Consiliul Local. Acum, iarăși, subiectul ședinței este pintilie acum. Deci, credeți-mă, ați întors-o iarăși pe politică cu atacuri către mine. Despre piață, vă rog, despre proiect. Da, despre proiect, acolo la ședințele... Vă rog, domnul Baci. Primarul municipiului Pașcani. Da, în și... timp, el spune numai adevărul, nu minte niciodată. Nu la toate ședințele, da? Am participat, că sunt interesat. Cetățenii Pașcani s-au convins, da? Domnul, iarăși dar... atacuri asupra mea. Da, nu-i ajută cu nimic pe oameni. Dar nu-i vina mea că mințiți, domnul. Domnul primar, dacă dumneavoastră a spus că o să vină prima sa consilierilor proiectul final... Este posibil. Putem să fim invitați în același format. Toate ședințele sunt publice, ca să știți și dumneavoastră. Deci astăzi este o ședință de lucru. Ședințele de Consiliu Local sunt ședințe de Consiliu Local, unde accesul cetățenilor este liber. Toți cetățenii din municipiul Pașcani au libertatea să participe la ședințele de Consiliu Local, plus cei interesați. Eu vă mulțumesc pentru prezență și vă doresc tuturor sănătate și numai bine.